parte de fora, que nunca abominaram para ser local, ou bem, o leito do banco, que se vai despertar, sabe, a primeira linha, como é o bem, faz, ou bem, traz a vida de novo, os três atos, ou não, bem, o leito do banco, onde vai vir, se fosse a lei, se ele bate, o matou, o poder de, o ordinário de. Poder de votaria, uma, poder de votaria, primeira aprovada, que se espera do dia do bem, de venitos que apel a problema do bem de Subanco em que a indicação de primário para passar. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentatului legal al Administrației Administrative Teritoriale Comuna Moldeni pentru ședința Adunării Generale Acționarilor a SC Compania Regională de Apă Bacău de Star din 19.10.2022, inițiator primar Boba Costaia. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de nivelul general al investiției modernizare domnului de interes local în statele Oldeni și Scoltan, construire pod în punctul Biserica Capela a Domnului Maicii Domnului, în satul Oldeni, Comuna Oldeni și aprobarea anexelor 2 cu 2C și 2 cu 2D, inițiator primar Boba Costaia. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării inventarului domnului care alcătuiesc domeniul public al Comunei Oldeni de Subacu, de către Consiliul Local Oldeni de Subacu. Proiect de hotărâre privind alegerea prezentului de ședință pentru ședințele Consiliului Local de Subacu și lângă inițiator primar Boba Costaia. Spre analiza, oameni, spre analiza avizării și formulare eventualelor amendamente de către membrii Comisiei din specialitate pe materiale de funcționație anteriorului funcționare la dispoziția dată de 27.09.2022, începând cu ora 10 la fie de primărie, cu mână de unde sub acolo, următoare comisie. Comisia numărul 1. Studii, prognoze economice, sociale, buget, finanțe și administrație. Domeniul public și privat al comunii Oldeni de sub acolo. Comisia numărul 2. Administrație publică locală, juridică, aprobare ordinii publice, respectarea drepturilor și libertății, cetățenii comunei Oldeni de sub acolo. Comisia numărul 3. Activități științifice, impartament, sănătate, cultură, proiecte sociale, activități sportive și alte evenimente ale comunii Oldeni de sub acolo. Dacă îndeți de apropo. Da. Am să vin cu o completare și o reamintesc acum pe tot a început ședința de adresa de la solicitarea domnului consilier Moraru și răspunsul la acolo să s-a spus. După ce îi prezăm ordinea de zi, să vă facem cunoscut lucrurile astea. Dăm cuvântul domnului secretar. Da, vin cu o propunere și totodată o rugăminte. Dacă sunteți de acord ca procesul verbal la ședința anterioară, să dau citire în ședința viitoare. Da. Am oameni care mă așteaptă jos și... Da. Adică vreau să o vorbim pe poate din mult. Dacă sunt chiar doar toate discuțiile sunt liberi. Da. Sunt de la viitoare. Tu știu ce mă trebuie acolo. Da. Deci, la altul e un fel. Noi de hotărâie privind aprobarea pe tipitări de gel de venit și cheltuiala Comunei Oldeni de Subacu, ce fac cu primarul Boba Costaia. Da, o să dau citire referatului de aprobare prin rectificarea bugetului de venit și cheltuiala al Matei Orbeni pentru luna octombrie anul 2022. În baza prevederilor legii bugetului de stat pentru anul 2022, legii 273/2006 pentru finanțele publice locale cu modificări și completări ulterioare, legea numărul 571 din 2003 privind codul fiscal cu modificări și completări ulterioare, nota de fundamentare a compartimentului venituri și cheltuieli din cadrul primăriei Orbeni, bugetul de venituri al cheltuielilor și cheltuielilor luate Orbeni va suporta următoarele modificări. Pe partea de venituri se suplimentează cu 5,10 mii lei ajut de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale pentru ajutor de încălzire. Minus 2 mii de lei a fost rectificat bugetul pentru TVA din activitățile descentralizate la 11.02.02, învățământ, și suplimentat cu 39 de mii de lei la cod 11.02.06, la dintața pe valoare adăugată la pentru echilibrarea bugetelor locale. Deci total venituri 42,10 mii lei. La partea de cheltuieli au fost suplimentate cu 19,22 mii lei
la cheltuieli personal, capitolul 51.02 al autorități publice și acțiuni externe și tot pe total capitol 19.22 milie. La capitolul 56.02, transferul între unitățile administrației publice locale, e vorba de diminuarea cu 20.000 lei. La capitolul 61.02, ordine publică și siguranță națională, diminuare cu 0,24 mii lei. La capitolul învățământ, minus 2.000 lei pe cheltuieli cu bunuri și servicii și minus 55.000 lei la capitolul 71.030, cheltuieli de capital. E vorba de proiectul creșterea gradului de participare a elevilor din Comuna Oradea la procesul de învățare online în contextul crizei SARS-CoV-2 prin achiziție de echipamente IT. Total capitol, minus 57.000 lei. Capitolul cultură, recreere și religii, 67.02, diminuare cu 1.12.000 lei. Capitolul asigurări și asistență socială, cheltuieli de personal suplimentare cu 64.60.000 lei și aici vorba de asistenții personale. Diminuare cu 4.15.000 lei la partea de cheltuieli de personal 68.50 centru de zi. La partea de indemnizații de asistență socială s-a suplimentat cu 27.000 lei. E vorba de indemnizații pentru persoanele handicapate. La partea de dezvoltare publică, locuințe, servicii, capitolul 70, suplimentare cu 60.000 lei. Pe reparații curente, 30.000 lei pentru deviere conductă gaz, din punctul furtului, așa cum a spus înainte de ședință, și 30.000 lei pentru întreținere și reparații sistem de alimentare cu apă existent. Dar capitolul 60.000 lei. La partea de drumuri și poduri, capitolul 82.02, cheltuielile de capital au fost suplimentate cu 85.000 lei din excedentul anului anterior pentru realizarea obiectivului modernizare drumului de interes local în satul de la etapa a doua și diminuare 51.50.000 lei din care minus 11.000 lei din modernizare de la obiectivul de investiții, modernizare drumuri locale de R250 și R258 și consolidare pod un vatul cheiții pe numai pe minus 19.000 lei, modernizare drumuri de interes local în satele Orben și scurta străzile, două sorbim, Biserica Ciuca, consolidare pod, punct Georgia, în scurta construirii punct pod Sumanar Orben, construire pod punct Albert Orben, construire pod punct Damian Scurta, construire pod punct Țicaru Scurta și minus 21.50.000 lei la capitolul, de la obiectivul de investiții, modernizare drumuri de interes local, strada școlii și construire pod punctul Bonțoi Necurea în satul Scurta. Total, capitol 33.50.000 lei. Total cheltuieli 127.10.000 lei. Bugetul de venituri și cheltuieli anuate urbeni pentru anul 2022 va avea următoarea formă. De total la venituri proprii 1.416.030.000 lei, repartizate în trimestrul 1 403.000 lei, trimestrul 2 434.000 lei, trimestrul 3, 453,05.000 lei și trimestrul 4, 126,25.000 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, total am 3.667.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 891.000 lei, trimestrul 2, 860.000 lei, trimestrul 3, 834.000 lei, trimestrul 4, 1.082.000 lei. Cote defalcate din impostul pe venit, 1.571.000 lei pe total an, din care trimestrul 1, 392,75.000 lei, trimestrul 2, 392,75.000 lei, trimestrul 3 și trimestrul 4 identic, 392,75.000 lei. Subvenții de la alte administrații, de la alte nivele ale administrației publice locale, din care finanțare pe PNRR 195,60.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 171,10.000 lei, în trimestrul 2, 24,50.000 lei, finanțarea a JOPIS 115,40.000 lei total an, repartizate în trimestrul 1, 76,80.000 lei, în trimestrul 2, 16,80.000 lei, în trimestrul 3, 16,70.000 lei, în trimestrul 4, 15,10.000 lei și sponsorizarea 16.000 lei, în trimestrul 3. Total venituri 6.981,30.000 lei, repartizate în trimestrul 1, 1.934,65.000 lei, în trimestrul 2, 1.728,05.000 lei și în trimestrul 3, 1.712,50.000 lei, în trimestrul 4, 1.606,10.000 lei. Total cheltuieli, 7.516,30.000, în trimestrul 1, 1.934,65.000 lei, în trimestrul 2, 2.010,55, în trimestrul 3, 1.172,00 și în trimestrul 4, 1.658,10.
Față de cele arătate mai sus, rugăm să analizați și să dispuneți eventele unei decizii în favoarea bunului desfășurare a activității OAT Urbene. Nu să dau citire și proiectul de hotărâre. Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Urbene, Consiliul Local al Comunei Urbene, având în vedere raportul compartimentului de specialitate al Primăriei Urbene, primind încasarea de la Agenția Județeană pentru Prestări Sociale Bacău, sume de 510.000 lei și adresele primite de la ANAF Bacău cu numărul 2478.0109-2022, sume de facturi din TVA pentru activități descentralizate cu 1102 învățământ cu minus 2.000 lei și adresa numărul 2131-26-2022 cu sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului locale cu 39.000 lei. Referatul de aprobare a primarului, în baza prevederilor legii numărul 273/2006, modificată și actualizată în 2011, legea bugetului de stat pe anul 2022, în baza articolului 129, alineatul 1, alineatul 2, litera B și alineatul 4, litera A, articolul 196, alineatul 1, litera A, din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57/2019, din cod administrativ, propune. Se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, după cum urmează. Nu mai reiau cifrele. Articolul 2. Se propune spre aprobare rectificarea bugetului cu suma de 5.010.000 lei pentru ajutoare de încălzire, acordarea ajutoare de încălzire, combustibil solid și sau petrolier, suma alocată de Agenția Județeană pentru Prestări Sociale. Articolul 3. Se propune spre aprobare rectificarea bugetului cu suma de 85.000 lei din excedentul anului anterior pentru modernizarea drumului de interes local în satul Urbeni și Scurta, etapa a doua. Articolul 4. Se propune spre aprobare actualizarea și completarea listei obiectivului de investiții conform anexei 1 la prezenta. Articolul 5. Se propune spre aprobare suma de 30.000 lei pentru necesar pentru întreținerea și reparat sistem de alimentare cu apă existent și 30.000 lei de viere conductă gaz conformului. Articolul 6. Sume scrise în buget pentru anul 2022 vor avea ca bază legală, baza legală de efectuare a acestora și vor fi stabilite prioritățile de alimentare. Da, cam asta ar fi rectificarea realizată de astăzi. Dacă sunt intervenții. Dacă vreme de bună ziua, stimați consilieri, domnule primar, domnule secretar, am ajuns la capitolul rectificare bugetară. Ar vrea să pun și o întrebare, în condiția în care, dacă noi, în planul de achiziții, anul acesta am avut ca obiectiv achiziționarea de combustibil solid lemne. Dacă era necesar și cu această ocazie, aflăm și noi ce e rentabil. Să ne încălzim cu lemne sau cu gaz? La prima întrebare. Mai sunt întrebări? Mai sunt, dar în toată. Da, lemnele nu au fost achiziționate prin cumpărare, ci au fost prin compensare, au fost achiziționate. De la firma care prestează servicii în comună. Lemnele nu au folosit private. Deci nu au fost detectate cheltuieli. Deci a fost o compensare, o reglare între, de facturi între cei de la firma de transport lemne și UAT Urbene. Deci am putea fi și noi în raport cu ceea ce au operat ei pe primul noastră publice, ca taxă de pe Iași, câți bani au fost încasați? Sigur. Dacă rentează să ne rupem într-adevăr drumurile și să te adunesc una dintre cele mai mici taxe de pe Iași în județ. Eu propun să o mai rectificăm, să ne mai adaptăm și la celelalte comune. Eu am discuții cu cei care transportă lemn, taxa noastră, taxa pe care avem noi înființată și aprobată, e o sumă medie. Nu e nici cea mai mică și nici cea mai mare. Dar n-ar fi corect să fie discutată în fiecare an? Cu sigur. Inflația crește, ea a fost aprobată, bănuiesc. Păi chiar ați avut o discuție cu cei transportatori. E bine să țineți cu și părerea lor, indiferent de ce se întâmplă, și cu voia voastră și fără voia voastră, ei tot transportă lemnul. Dar ca să fie o treabă civilizată și de bun simț, s-a găsit înțelegere ca ei să-și plătească taxa și să folosească drumurile publice, ca noi, din încasările care le avem, mă rog, atâtea sume când se vor strânge acolo, să poată fi întreținute drum. Deranjează dacă solicit și o adresă către Ocolo Servic, s-a spus să-mi comunice masa lemnoasă pe care i-au valorificat-o de pe raza Comunei Urbeni? Și să, la următoarea ședință, dacă sunteți de acord, să facem o comparație cu ceea ce ei spun că sunt sinceri și atunci ne dăm și noi seama dacă țin un pic cu noi, să ne dea o preție corect. Vreau să un lucru, că noi nu mergem pe bază de sinceritate, ci ca autorizația de exploatare. Păi, aia să-i documentul legal, corect.
cu care noi facem, emitem acea factură pentru încasarea sumelor. Nu merg sincer, grand nu se știu. Noi numărăm mașinile și nu ar nici la nu se știu cât și cum exploatăm. Da, știți cumva autorizația de exploatare pentru câți metri cubi a fost? Sigur că da. Păi ăsta e rostul autorizației, exploatării. Ea se eliberează și precizează clar cantitatea de masă de masă exploatată de cel de acolo. Dacă nu mai permiteți câteva întrebări, dacă mi-aduc bine aminte, la proiectul strămutare, țeavă, conductă gaz în zona domnului Ivancea, la ședința anterioară s-a spus că ar fi 200 și ceva de mii de lei vechi. 20 de mii de lei. Adică de 25 și 30 de mii. Era o estimare. Da. La momentul în care a depășeam oricum 30 de mii de lei. Dar am discutat așa, pentru că se încadrăm în ceea ce permite și bugetul la 30 de mii. Proiect avem pentru cam cât a costat proiectul. Cam cât a costat proiectul. Exact ce v-am zis. Aproape 30 de mii de lei, foarte puțin, ziceam. Noi am luat-o și la 30 de mii. Păi nu, execuția e execuție, proiectul în sine pentru desrularea execuției e o altă sumă. Exact. Ca să știți că am găsit și noi firme care pentru consumatorii clasnici fac proiect cu 5 milioane, 450 plus 50 de lei cederea. Care e legătura așa? Mă, vreau să fac și o comparație, să vedem, în formă un capul, de cam câte un proiect ăsta care tot îl motivează deagra subgridul ăsta, că ar fi singura autorizată să desfășoare activități de genul ăsta pe raza comunii urbene. Baza contractului, dar măcar să știm și noi cât e un proiect acolo, asta era ideea. Deci nu cereți să vedeți asta oficial de la Delgaz? Păi, dumneavoastră faceți plata aici, în cazul de față. E vorba de altceva, da. Dar nu e o problemă. La rectificarea bugetară, dacă nu vă supărați, nu văd de la începutul anului să luăm în calcul și modul în care constituim acest buget local. Eu mi-aduc aminte că anii din urmă, era o mare dezbatere publică și nebunie că Asociația Crescătorilor de Animale este datoare față de Consiliul Local cu peste 3 miliarde jumătate vechi, cum se spune, 350 de mii de lei actuale. S-a mai întreprins vreun act juridic? Este în stare. Păi au trecut 6 ani de acum. Este în stare. Domnul Patru, dumneavoastră, câți ani v-ați judecat cu eu? Că e veche treaba. Dar nu, mi se pare ceva ciudat că să treacă 7-8 ani, iar când mergi pe izlațul comunal aici pe Mascan, șanturile se colmatează, cineva încearcă să fure un capac și tot l-au lăsat jos și nu au putut să-l mai ridice. Cu banii ăștia, dacă îi încasam, puteam să facem și un pic de curățenie acolo, că se transformă pe dreapta la intrare într-un coș de gunoi. Nu trebuie să fac ceva decât să aștept să pronunți instanță, să rămână vădarea definitivă după care să vă urmărești. Urmărești din casa rezervită, pe care să le stabilească judecătorul. Totodată, nu văd aici, din exercițiu bugetar, sumele pe care le casează UAT Comuna Urbeni din concesiunilor și închiriere. Puteți la următoarea ședință să ne expuneți o situație, o fișă analitică? Bănesc că ar crește mai frumos bugetul ăsta local în interesul întregii comunități. Întrebarea nu face obiectul discuției pentru rectificarea bugetului. O face, dar știți, e vorba de bănuți. Și realizarea unui buget atrage toate sursele pentru consolidarea bugetului local. Vă mulțumesc! Dacă vă spuneți decizarea, că eu nu am judecat Asociația Crescătorilor, deci procesul e din 2016 pornit, 2019. În 2019, în bunea curtii de putere cu altul, am constatat niște chestii. Deci, ne-am adresat către asociație, dar tot trebuie să știm mai bine. Noi ne-am adresat asociații, sunt acțiuni debitele de care Curtea de Conturi le-au constatat. Exact. Asociația n-a fost de acord și singurul lucru a fost să se îndrepte către instanță și de aici procesul care dorea să... Am pierdut și o subvenție care ne-a stat cu adevărat la bugetul. Nu, ca să am nicio subvenție de acord, pentru că... Ați mai depus dosarul la PIA? Primăria nu are puterea. Păi asociația, dacă depunea, ne venea și o expirat contractul cu asociația și sănătate, să nu fie asociația. Da. Studii pedologic, se mai întâmplă ceva cu el și bornarea. Amenajarea e deja finalizată. Amenajarea pastorală este finalizată. Da. Pierdem iar statul la următoare. Subvenția avea bani buni pentru comunitate. Da. Dacă vă amintiți, amenajamentul pastoral a fost și aprobat în Consiliu. Da. Dar nu se mai termină. Asta e ideea.
Nu e ușor să critici, să ceri, dar nu. Dar e mai greu să-și faci. Dar nu, eu au trecut 5 ani de acum. Da, și? Facem cu amendul, amendul ăsta pastoral, dar nu luăm probe de sol de primarie. Bă, dar ți-am spus că a fost recepționată lucrarea, a fost și aprobat de către Consiliul de un an de zi, sau doi. Eu nu văd bornare. Eu am văzut șanțul la pădure. N-are nicio treabă amenajamentul cu bornare. Aia e altă lucrare. Dar acum e pe masa celor de la OCPI. Să intabuleze pășurea, să lucrează la finalizarea ei și are loc și bornare. Dar trebuie înregistrat și intabulat înainte de a bornau. Corect. Și dacă intabulat, noi mai putem scoate la licitație sau a viitoare asociație. Asta e pasul. Intabularea, bornarea și pregătirea pentru licitație. Și pierdem la anul iarăși o asociație care ar vrea să se înscrie să primească subvenție, când avem bornare și nu avem cadastru pe pășune. Cred că până la finalul noiembrie, hai să zic octombrie, lucrarea e finalizată. Asta vrea straful, dacă mai pierdem niște banane. Sunt șanse să nu mai pierdem banane. Mulțumesc. Dacă mai sunt interne. Dacă nu suntem banane, cine este pe asta? Cine este pe asta? Împărțină? Ce sunt la? Atunci de numărul 2. Prin hotărâri privind stabilirea mandatului de funcționare de care nu a fost încălzită adunării generale a funcționarilor, dar și ce companie de generale de apă, la fost chestat, nu o servici a domnului de funcționare, nici de acord cum am mandatul. Dacă am citire materialului, prin adresa 11.553 din 15.9.2022, Compania Regională de Apă Bacău ne aduce la conștiință convocatură pentru adunarea generală ordinară a acționarilor, ISIC, Compania Regională de Apă Bacău S.A. Ordinea de zi a acestuia va fi punctul 1. Prezentarea și aprobarea raportului semestrial al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, conform prevederilor articolului 14 aliniatul 11 punctul 19 din actul constitutiv al Companiei Regionale de Apă Bacău. 2. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare acționarilor la Registrul Comerțului, precum și persoana care va semna hotărârea adoptată. Deci este vorba de un raport. Mai ales în condițiile în care, la nivelul gravului, între timp am avut și alte evenimente, referitor la zona de conducere. Asta nu înseamnă că lucrurile de la mai departe. Dacă vreți să dau citire proiectului de hotărâre. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Urbeni pentru ședința adunării generale acționarilor a ISIC, Compania Regională de Apă Bacău, din data de 19.10.2022. Având în vedere prevederile articolului 2009 și următoare de codul civil, articolul 8 aliniatul 1 din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice nr. 51 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Legii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 241 din 2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale hotărârii Consiliului Local al Comunei Orbeni privind aprobarea studiului de oportunitate, privind delegarea gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare al Comunei Orbeni și a contractului de delegare directă a gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, ale contractului de finanțare numărul 423 din 2020, precum și ale contractelor de împrumut încheiate cu BERT, ale hotărârii Consiliului Local al Comunei Orbeni privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al UAT Comuna Orbeni în adunarea generală a acționarilor SEC, Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care Comuna Orbeni este acționar, respectiv în AGA, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, văzând adresa Companiei Regionale de Apă Bacău S.A. numărul 11.553 din 15 septembrie 2022, înregistrată la UAT Comuna Orbeni cu numărul 6082 din 16 ianuarie 2022, cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor, ISC, CRABSA, în data de 19.10, hotărăște Consiliul Local al Comunei Orbeni, în calitate de autoritate administrativă autonomă, deliberativă, a acționarului, acționariatului ISC, CRABSA, acordă mandat special pentru reprezentantul său legal în adunarea generală a acționarilor, ISC, CRABSA, să voteze pentru, sau așa cum se stabilește dumneavoastră,
În adunarea generală ordinară a acționarilor se circulă adresat din data de 19.10.2022, la hotărârile aferente punctelor 1 și 2 din ordinea de zi prezentată anterior. Articolul 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată reprezentantului legal al Consiliului Local al Comunei Urbeni în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Comunitare Bacău și în adunarea generală a Asociațiilor SCK-RSA, Viceprimarului Comunei Urbeni, Companiei Regionale de Apă Bacău, Asociației de Dezvoltare Comunitare Bacău și Prefectului Județului Bacău. Cam atât am discutat la acest punct. Acum așteptăm o propunere din partea dumneavoastră. Dacă nu vă supărați, îl propun pe domnul primar Popa Costache, care în cadrul ședinței poate vine înapoi cu niște răspunsuri de la acest poim crap, celebru, extraordinar, gândit, cu 140 milioane de euro, apa și canalul se oprește odată cu demiterea, cu demisia doamnei echipe, creierul acestui proiect de accesare fondurilor europene, sau să ne luăm la revedere, că așteptăm din 2005, nu știu exact când a început apa la Orbeni, și nu se mai termină. Măcar să știm. Găsim surse alternative, dezvoltăm alte sistemuri de puțuri, ne facem, spunem oamenilor, nu mai așteptați canalizarea, faceți fose septice. Că trec de acum 15 ani și ăștia nu mai termină canalul și apa. Nu știu de ce o facă un. Delegăm în fiecare an reprezentant, plătim cotizația de 2000 de lei, nu știu cât mai e, dar nu mișcăm nimic. Cârtii. E cam mult. De când a început domnul fost primar apa la urme? Efectiv lucrarea sau și proiectarea? Și proiectul. Cred că sunt peste 15 ani. Domnul înapoi, când am terminat în 2010 ani, sunt funcționat. Deci, de înapoi câțiva ani, așa. Sunt 15 ani. Dar atenție. Proiectul a fost după sau nu? Atenție. Proiectul mai întâi. Deci, 20 de ani de când așteptăm apa și canalul în România. Care e proiectul? Poimul mare? Poimul mare spune că apa și canalul în localității. Atenție, am făcut-o prin HG577. Cu trei partii integranți acelui proiect mare. Nu avem niște preagul acolo. Păi și cine mai răspunde de acest proiect integrat? Nu am estecat 577, prin care a fost realizat sistemul de alimentare cu apă la urmări, cu poimul care vine în completare cu 577. Și-o preluat străzile care sunt fără apă, canalizarea, corect. Mă rog, alte puțuri și altă rezervă și ce mai are. Păi bănesc că la început în 2006, nu poim. Nu știu, dacă nu început în 2006, nu are cum să ceară. De atunci nu mai mișcă nimeni în front. Nu, chiar dacă nu se vede, din informațiile care le avem, se lucrează. Este pe punctul de a se implementa proiectul ăsta, din câte se pare. Că sunt probleme cu finanțarea, că sunt probleme cu Jasper sau acel consultant care se ocupă de tot ce înseamnă procedurile legale referitor la obținerea finanțelor, mă rog, la banilor din sursa asta externă, e un pic mai delicată. Parte din proiect deja capătă contură. Prețurile, din câte am înțeles și noi, ceea ce se întâmplă cu piață și cu ofertele, sunt un pic, mă rog, sub nivelul prețurilor actuale și trebuie să caută soluții în continuare ca el să prindă viață. Acum, care o fi termenul de implementare, mi-e greu să spun. Dar din câte înțeleg și de la oficialitățile cu care noi mai avem contact și firește că punem pe masă aceeași întrebare, sperăm să aibă șanse cât de repede se poate fi implementat. Dacă nu venea pandemia, trebuiau dați banii europeni înapoi. Cred că mai așteptăm o pandemie să scăpăm și data asta, dar noi canalul nu cred că venim de vreme. Noi nu gestionăm direct dacă membrii proiectul ăsta, asociații, în cadrul acestei asociații, putem pune întrebări, domnule? Fii convins că întrebările astea se pun că este interesul tuturor comunităților ca proiectul ăsta să prindă viață, nu numai la Orbeni. Nu, în tot județul. E tot județul, e o problemă generală. Opa, ne trezim că trebuie să dăm banii Comisiei Europene cum trebuia să dăm la Soma la gunoaie? Mă rog, discuția deja s-a început. Nu trebuie să-i dăm de tot, noi o să dăm bani înapoi că alții nu s-au priceput să ducă la îndeplinire? Ferească Dumnezeu, că știți cum a scăpat? Pe capinul urechile acului, să nu dăm bani. Nu cred că e cazul să se ajungă la astfel de discuții, deci eu sper și am credința că la vis, acest a fost norocos. Adibul ăsta își face treaba și proiectul ăsta va fi implementat. Ia, domnul, dacă să nu mai treacă 20 de ani. Vă mulțumesc. Știți bine că am căutat soluții care așa să putem echilibra un pic lipsa apei la Orbeni prin realizarea prin fonduri locale acelui proiect, care deja e pe final. Dar mai din orășeni, ăștia și întreabă, domnule, fac fost sau aștept canalul?
domnul Pancu, acum 4 ani, ce vechi, îți spunea, nu, mai poți să vină canalul, nu mă arată, băi, n-am făcut fosă. Acum vine rândul să mă trebuie și minunea, băi, facem fosă sau canal. Mi-e rușine să le spun oameni. Soluția vine din viitor, atenție, da? Adică, legea asta la salubrizare, vorbim de alimentare cu apă, la pachet, da, cu canalizare. În momentul în care tu ai rețea de canalizare în comun, ești obligat ca în termen de 30 de zile să te branșezi la rețeaua de canalizare. Corect. Scurt. Indiferent că ai sau mai fost. Corect. Pentru că absența ta dintr-un acest proiect, da? Unu, te pune în situația de a deversa la voia întâmplării. Da? Și risc să ai niște probleme de mediu, pentru că nimeni nu și-l asumă. Și nu cred că te ține cineva în spate pentru tot ceea ce tu arunci altfel decât ar trebui. Și până acum cine și-l asumă? Căpul nostru te-ai prindit. Noi ne investăm și ne bunăbim singuri. Da. Până acum așa de aia, cine a fost? Cum e? Reacția asta o avem din poziția critică sau din poziția de spectator? Trebuie să ne asumăm și rolul ăsta. Din poziția... Dați-mi voie să îi răspund. Într-un fel foarte simplu. Atunci când oamenii mă întrebeau ce să facă, să se aboneze la rețeaua de apă sau să-și facă fântână, le-am răspuns. Și una și cealaltă. Pentru că nu se știe niciodată la rețeaua publică, atunci când apară defecțiuni, e foarte bun sistemul alternativ. La întrebarea domnului consilier Bobo, eu cred că un om gospodar nu mai așteaptă întreabă. La întrebarea asta i-aș răspunde la același fel, fiindcă nu știu de ce sunt fapte, dar are fosă și în timp o să vină și canalizarea. Sunt și soluții pe care cu două sisteme, ceea ce o să-i asigură o independență și mai mare. Iar eu nu știu ca spectator, din cauza că sunt locuit așa cum unii ori din. Și sistemele mari, asta, și sistemul de canalizare, ca și sistemul de alimentare cu apă, fiind sisteme publice de dimensiuni mari, apar probleme mari. Corect. Asta înseamnă că o zi, două, trei, sau știu eu, un interval de timp, un cetățean să nu poată folosi sistemul de canalizare. Iar atunci, doamnă, spune, dacă domnul consilier... Vai de mine și la copa ce făceam ăștia aia, să făceam tifosul. Să aibă și fosă, o să rezolvi problema, fără să iasă în stradă, să strige. Pentru că o să aibă să se refer la tine. La cei care vin de afară și pot să se mute în comuna noastră. Sunt atrași de casă acum, sunt atrași de canalizarea promisă. Cu ce-i atrage să se mute înapoi în comuna? Oamenii să știe din timp, când îmi fac casa, știm ea, îmi fac sistemul de canalizare, îl duc în fața, dar aici îmi pot să sau aștept minunea? Mai las o țeapă care să se ducă la stradă. Vreau să vă întreb dumneavoastră dacă, în momentul când o să fie terminată investiția asta, credeți că jumătate din cetățenii comunii Orbeni sau satului Scurta vor reuși să folosească acest sistem? Mă refer nu. La niciodată. Categorii nu și lua să ascultă, de exemplu, dar oricum, el a dezvoltat camul. Și nu cred că jumătate din locuitori au... Dar asta e altă problemă. Atunci când vii la țară, așa cum domnul Nicolae Popa își propune și îl îndemn să vină la țară... Îți veni eu, Orbean, mă să mă vedeți. Ba, vine, să vine tot, definitiv, nu să vrează. Cred că vii la țară dintr-un motiv anume. Vrei să fii independent. Ei, în momentul în care vrei să fii independent, îți alegi ca toate sursele pe care te le folosești să nu depindă de altul. Pornind de la alimentarea cu apă și îmi creez alternativă, îmi fac și un puț în urmă. Nu toți au banii ăștia, din oamenii bătrâni care mai un pic. Băi, nu e întrebarea, nu mai pune problema. Suntem o comună care îți trage chitințe, am avea atâția bani. Ascultă-mă, nu uitați ce mi-a zis un domn președinte din Consiliul Județean. Vă zic, băi, ne duceam la celor, să zic, ce să pară? Cu bani fac toți proști. Fără bani să te văd cum te descurci. Ia încearcă și gândești că în situația asta de criză care bate la ușă, noi am învățat să facem frântâni și cu piața din pădure și nu costa nimic. S-a ajutat un pic față. Și cât de bun era apa filtrată prin piață, ceea ce nu se întâmplă cu betoane. Frântânile cu tuburi au, vedeți că dispare apa în perioade neploioase, rămânem fără apă. Motivul ar fi acesta, pentru că ne lucrând cu mijloacele tradiționale, pânza de apă dispare, pentru că ea nu se mai poate filtra. Prin beton nu trece. Și atunci îi creăm doar 2-3 găurele, tocmai undeva într-o amărâtă de pânză, celelalte strată dispar. Cum dispar? Pentru că noi lăsăm posibilitatea ca ea să circule într-o parte în apă, prin beton.
Ei, ia să văd cine mai e în stare să facă o astfel de pătări. Deci nu avem nevoie de canalizare. Dar e extraordinare bună. Și o poți să reușești. Se fie că nu avem dimensiuni extraordinare. Nu poți să te prunzi apă. Nu poți să te prunzi apă. Nu poate realiza din mai multe mijloace. Nu mai e bună. Asta să nu credeți. Voi sunt de la canalului bani? Nu sunt tradiționalism. Cred și chiar am sesizat odată când înainteam prea mult, mi se părea venit cu asfaltarea, când am făcut observația. Să nu uităm că înainte de a pune asfalt, chiar și actualul primar a promis că, mai întâi de toate, rezolvăm infrastructura de apă, gaz, canal, apoi să vină asfaltul ca un cumulare peste toate, sunt nevoiți să mai spargem sau alte sacrificii pe toate costă. Costă mult mai mult și... Eu cred că în perioada următoare s-a întâmplat ceva și cu acest proiect din cadrul ADIC, pentru că lucrurile se inflamează de la o zi la alta și toată lumea dorește ca investiția așa, pentru că pun în pericol celelalte investiții. Exact. Dar, mă rog, să ai zis că ai prezență, să părăsești ADIC, ai fost dificultate în toată echipa și mai delicat ceea ce nu poți face. Dar nu e un problemă agresiv. Nu. Dar punem în pericol întârzierea obiectivului ăsta, pune în dificultate celelalte investiții. Și dacă tot obții o investiție de asfaltat, de asfaltare sau altele, care întreg peste pământ, da? În ce ai face? Ce ați face? Nu problema părăsirii. Eu am cum. Nu și eu cred că implementarea acestuia e la ceva timp distanță. Că se întâmplă anul ăsta. Că se întâmplă la anul, ea se va întâmpla. Pentru că toată lumea. Sunt comuni în România, scuzați, care din cauza faptului că n-au avut acest sistem integrat de canalizare, au pierdut finanțarea pentru asfaltă. Există, foarte probabil, și lucrul ăsta. Teama cea mai mare este riscul să nu ne alegem cu nimic, din cauza acestei birocrații. Această problemă va fi tratată exact cum a fost tratată și problema gunoaielor, da? S-au trimis niște circulare la gunoi și nu s-au spus, știm unde depozitați gunoaile, știm cu cine duceți acolo, din la data din 1 ianuarie nu mai aveți voi. Punct. Și atunci ce am făcut? Am trecut la Soma. A fost începutul activității de colectare într-un mod cât de civilizat și la un nivel oarecare, în comuna urbei. Acum? În momentul în care lungim prea mult cu treaba asta, la moment exact asta o să întâmple. O să zic că aveți sistem de apă, da. Ți-l opresc. Nicio problemă. Nu. Trebuie să creezi alternativă, altfel. Cu Soma... Dar ce atunci cu groapa vă creat alternativă? Pum, da, e Soma. Era alternativă. Păi nu, nu mai duceți la groapa din gunoi. Păi era în țeagă pregătită. Și-au venit Soma și nu s-au dat. Păi era pregătită din noi. Să fim optimiști, să încurajăm pe cei care vor să vină la Orben, să vină cu tot dragul, pentru că situațiile se vor schimba, cu siguranță la o zi la altă. Iar pentru cel care se mută și vrea să-și facă o casă, prima dată știți că începe cu grupul sanitar, sau fără, până termină el ca să-și finalizeze locuința și toate alea. Asta e prima construcție, nu începe o casă. Nu știu dacă ați zicit, Ministerul Mediului a obținut o finanțare de nu știu câte milioane, fonduri europene, drone, camere de la vedere, domnul viceprimar, vă atenționez, o să vină ăștia prin comuna Orbeni, trebuie să spunem că sunt ucrainienii. S-o să ne dea niște amenzi cu gunoaiele, gata, s-a dus cu șmecheria. Deja, au gătare... Deja, sunt. Deja au venit sesizări, pentru atenționat. Nu, dar acum a lăptat cu 20 milioane de euro, cu 70 camere vine ăla și te filmează fără să deja știu. Deja, prin experiențele astea, au venit, au filmat, într-adevăr au găsit. Acum nu mai duc pe drumul sacru, pentru că am avut dracul undeva pierdem, s-au schimbat, am încercat, dacă observați la polul Vatul Chiriții, am încercat cu Gurgo să facem și șanțuri mai atânt și să punem acolo semnale că este interzis, că acolo duc. Da, și în restul din demolări și nu ne-am bucat acum, nu știu. Vedeți, dar demolări aici păcat, la intrarea drumului celebru pe care domnul fac lumea cu mea că vrea să-l facă purtii de schimb. Și păcat, investiți, că acum toată lumea merge cu utilajele agricole, la deal, la pale, la deal, la pale. Vă fur un capac de beton, n-au starea de la 3 ore. Înțelea să românii noștri. Trebuie omul cu fiecare obiectiv să aibă parte. Revenim la ATIP. Fără niciun pic de realitate. Aș întreba primarul dacă are vreo cunoștință despre investiții create de ATIP în ultimii 6 ani. Fiindcă... Da, sunt, am cunoștință de deci au început lucrurile deja, să se... E tronsoare, ca să spunem așa, sunt cum suntem și noi. Într-un contract, 6-7 UAT-uri. Primele, care nici n-am fost băgate în seamă. Deci noi suntem în prima etapă, în Rogoș. Prioritare au zonele, are Bacău, clar, da? Și cu zonele limitrofe unde-ți legați de aceea sursă de apă. Avem 20 de licitații. Nu știu ce au făcut. Știu că am înțeles că se lucrează.
Deci au obținut finanțare. Prin mergea asta politică între Consiliul Județean, Craș și Primăria Bacău, asta nu-i de la așa. Nu două săptămâni fără cu domnul secretar, nu v-a ca să vă urmeze. Deci sunt lucrări, le-am început, pe ecuit. Îmi pun întrebarea, fiindcă știu că din istoria mai veche, reprezentanții companiei de apă au venit la asupra noastră doar cu pretenții. Care mai sofisticate, mai costisitoare din punct de vedere economic și toate pe socotea la UAT-ul. Atunci când a fost vorba de realizarea investiției de alimentare cu apă, cei de la Crabadi au dat termeni care țineau de 10 de ani de realizare. Ca dovadă a fost nevoit să retrag contractul de pe masa ADIP, să solicit Guvernul României și de acolo. Mi-e teamă că și de data aceasta vă sugerez să mai căutați și alternative, nu neapărat la fosa ecologică, cât la sursa de alimentare, fiindcă din istoria pe care cunosc eu despre ADIP, dar nu se mișcă și altceva, dacă nu se întâmplă ceva deosebit, va fi la fel se vor alunge lucrurile și vor fi alte priorități și sunt, de-am spune, nu? Eu, orașele, alte centre, iar noi să fim pe o listă de așteptare nu prea lungă și timpul trece și iată că ne încurcă și în ceea ce privește investițiilor. Dar am avut discuții cu raportat la investiția asta, în ideea în care doream să ieșim cu ceva preț mai mult de unde sunt probleme cu apă. Am găsit înțelegere să ieșim cu cele pe care le știți, pe cele pe care au plecat investiția la drum. Că dacă ceream mai mult, puneam în pericol proiectul. Și ca să evităm lucrurile astea, măcar cu capătul ăla, măcar să rezolvăm problema cu partea numărul 3 scurta și în felul ăsta poate echilibrăm oarecum consumul de apă până la implementarea celorlalte. Că altfel există riscul dublu finanțare. N-ai cum să faci, să solicit și din alte căi, pe alte căi, surse de finanțare ca să poți realiza obiectivul ăsta de canalizare și continuarea extinderilor pentru străzile unde nu au. Dublu finanțare nu e posibil, dar dublu solicitare există posibil. Păi, dacă te întreabă că ai undeva un buton, nu trebuie să-ți spui dacă ai mai solicitat finanțare și dacă ești membru ADIP. Și odată că nu ți-ai spus că ești membru ADIP, trebuie să spui ce este lucrul ăsta, automat nu mai ai ce căuta dincolo. Dar e o situație, îți spun din... Acum îmi pun o întrebare, dar mai bine știa pe ce ar trebui să răspund la asta. Nu o secundă că putem. Dacă e să mă iau după documentele emise de ADIP, ar fi trebuit în 2018, lucrările privind sistemul de canalizare sunt început după graficul făcut de ei, existent în documentele primăriei. 2023 2018 trebuia să înceapă. Și 2023 termina. 2017 trebuia proiectare, 2018 execuție. Și dacă știți bine, la fiecare început de an, când au făcut bugetul, punem întrebarea celor de la Straf, mă, să știu și eu cum îmi construiesc bugetul, care e partea mea de cofinanțare și dacă se întâmplă ceva. Graficile le avem. Termenul de finanțare ar trebui, adică termenul de finalizare a lucrărilor, după ultima informare, ar trebui să fie 2023, dacă nu greșesc 2024, în mod ca și cel mai îndepărtat orizont. Asta sunt răspunsurile, asta sunt informare, pun și eu mai departe pe masă. Da. Deci, dar un lucru e cert. Conducerea județului, mă refer la președinte, din discuțiile care le avem, discutăm subiectul ăsta cât de des posibil și la orice întâlnire, să fac toate eforturile să depun ca proiectul ăsta să implementeze, pentru că e un județ întreg într-o situație delicată. Ar fi și păcat, ținând cont de condiția conducerea politică. Și nu vreau să spun că profităm de prezența lui acolo, dar vom intra și noi într-o primă etapă ca și urgență, în ideea în care el va fi implementat. Domnule președinte, se mi-a adus și ultimul certificat de ministrie să-și amintească. În cazul să-i aduc aminte că știi foarte bine. Da, dar vedeți, eu... Cred că știm cu toți un om de cuvânt și un om care face tot posibilul ca ceea ce promite să se-și întâmple. Cred că la ora actuală, după investiția de gaz, cea de canalizare, este un prioritate. E o prioritate maximă. Apa, numărul 1. Nu trebuie să punem eu. Atunci, trebuie tratat. După atare, că tu cuprești, vedeți cu mine. Din alte lucrări peste noi. Și atunci chiar suntem nevoiți să... Care din priorități, tot acolo vine prioritatea. Da. Și gaduri, și drumuri, toate sunt nevoi. Dar doar pentru o anumită ordine, dar apar cu... Domnul secretar, grăbit, vă supărați pe noi că vă țin o ședință ca mult. Păi, la buget trebuia să propunem și noi o masă rotundă să o achiziționăm în sfârșit. Să
că nu mai aveați o problemă de dădeați lecții și scriam acolo documente. Bun, hai să trecem. Da, dar să închidem mai repede punctele de pe ordinea de zi. Propunem, deci o masă să o achiziționăm, până la sfârșitul anului stăm și noi, ca la școală, frumos. Mi-a dus un subiect ăsta de anul văzut în anul codului. Nu, deci periodic, conducerea adinului prezintă un raport de activitate. În esență, asta e. În schimbă directorii. Directorul ajuns, că ăștia nu au mișcat nimic cu 20 de ani. Păi, la învățit retinii să facem. Noi vedem chestiuni concrete și toată asta. Hai să vedem totuși partea bună a lucrurilor. Noi proiectul ăla nu vedem influența. Există și o parte bună? Prin serviciul urbanizilor. Oamenii sunt întotdeauna încurajați, chiar de la nivel de proiectare a unei case, se includă acolo atât gardul, fosa, cât și casa, eventual anexii gospodărești, o dată, doi, să nu uităm că avem pe undeva totuși șansa, cât de cât, avem un serviciu la Marea Seacă care funcționează, aveți o stație de epurare acolo și putem apela la dânsii. Adică nu parcurgem distanția atât de mare. Și cine plătește de aia 5 milioane și ceva de euro să ajungi cu canalul până la ei? N-ai înțeles care era subiectul. Cei care vor să vidangeze să facă alu de duce, nu trebuie să lăsați. Da, prin niște prețuri de rezonabile, da? Nu cărăm nimic la Bacău. Băi, am vidangeat școala numărul 3 sport, dar e 300 de lei, să nu știu pe Dumnezeu, ci să aia s-o ducă la... Nu mai spuneți la televizor. Asta e prețul. Nu mai spuneți de preț, că vidangarea aia... De ce? ...atragită pe sine. O faci în gană România. Păi trebuie vidangeat, la unde mai să lași acolo 5 milioane. Până la o altă soluție, trebuie făcută vidanjarea, adică școala trebuie să funcționeze, alea trebuie să fie corecte. S-au făcut din toată timpul. Da, sigur e mai bun decât să o arunci pe rând. Nici nu trebuie recomandat lucrul ăsta. Ce este firma autorizată care își asumă lucrurile alea, vine, o lua ce are de luat de acolo, o pleca și care e bine. Așa că poți să-i convingi pe cei care se adresează întrebări să-și facă casă la Orben, poți să ai. Dacă nu, noi cei care vor veni după noi vor completa și vor aduce soluții. Dacă mai sunt în timp, dacă nu se supune la vor o completare, dacă nu vă răspărați, referitor la proiectul de hotărâri, să fim întrebați ce votăm. Delegarea, propunerea, pentru sau contra sau... De asta e proiectul de hotărâri, deci... Nu. Nu a fost întrebați cum și ce atribuții să-i delegăm celui delegat care va... De asta îl întreba pe domnul secretar, că mai am discutat aici. Da, știu, dar în loc să continuăm și să ne aducem la... Am discutat dacă nu pe lângă subiect. Noi prin... Încercează pe toată lumea, dar unii delegăm la punctul din ordinea de zi. Exact. Și ai două aspecte stabilite. Unu, au vedere desemnarea unei persoane. Doi, modul în care acea persoană va vota când se duce în ședința de pe 11-10. Cu mandat de la Consiliul Local. Exact. Dacă suntem aici, ca să știm cine este reprezentantul și ca să fim 100% informați, ar trebui să anunțe raportul care va ajunge în ședința de pe 19. Raport care nu a fost comunicat, știți? Să avem și ordine de zi de la ședința de adică. Ordinea o avem, am citit-o mai devreme. Dar doar în conținutul raportului cu ceea ce a făcut. Raportul semestrial al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare. Pe la anul ca să... Noi votăm... Noi suntem mai catolici decât Papa. Să primim și raportul și o să vedem dacă nu știți. Atunci ar trebui să votăm și să voteze reprezentantul. Nu, dar avem încredere reprezentantul nostru. Dacă nu ai încredere, nu da. Păi cum, dacă nu ține cu o mâna, noi primim un apoi sat, poate fi el cel mai tare primar. Îl fugărim dacă ne trădează. Hai, nu să votăm. Dar nu putem vota așa ceci. Băi, domnule, nu înțelegi că ești în România și ăștia ne pune semnăm așa de imea. Clar, pică proiectul dacă vii la Orden cu opțiunile, dar... Nu ne mai întrebați, cu mine, cu mine. Nu ne mai întrebați. Discuția ta de Iisus din cauza noastră, după aia nu înțelegi că pleci în cuvență. A tine? Hai, domnule, și te propune raportul meu. Dar ce? Eu am înțeles, tu ne-ai înțeles? Nu vota. Deci la proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind urbanizarea. Atenție, abținere, votul negativ, haideți să-l departajăm inițiativa. Eu am o abținere, ignorant. Domnul președinte, Cris, mai verde, dați bine cu pământ. Dar v-am întrebat, dacă nu am ridicat până la Iusudov, ce vrei să mă faci? Mă întreabă de mână? Nu, fiți mai verde. Nu ați specificat care abținere. Reprezentantul și nu a specificat ce trebuie să votăm. Pentru sau... Vă explicat domnul secretar. Da, păi, da, se votează pentru acel material care e în ședință, care va fi. Exact.
Deci la numărul 3, la proiecte hotărâri privind aprobarea la nivel general al investiției modernizare drumului de interes local în satele Măbești și Scoția, construie pod în punctul Biserica Capila Adormirea Maicii Domnului, în satul Vem, Comuna Orben, aprobarea legilor 2 cu C și 2 cu 2 cu D, Haideți, ca să nu mai dau să citesc mecanic ce e vorba aici, este vorba de continuarea proiectului de Anghel Saline, etapa a doua. Mă refer la la acea finanțare care a fost obținută, era asta confuzit între cele două proiecte, da? Și în concretare este nevoie de reactualizarea devizului general cu cele două anexe, 2C și 2D, care reprezintă separarea drumului de pod. Drumurilor, pe spate. Drumurilor, da. Așa ne-au cerut planificările cele la minister și lucru pe care vi-l recomand. Nu-i fragmentarea investiției? Nu, mai nu, dar nicio treabă. Deci nu trebuie să fie puncte după aia. Nu există, dar nu vorba de puncte, că finanțarea este asigurată. Cei doar ei la clarificări vor să punem în mod separat, în spatele devizului general, două anexe. Una care face referire la toate cheltuielile care le implică realizarea drumurilor, și o anexă 2D care se duce în zona podului, să fie separată, să se vadă. Pentru că drumurile au standard de cost, podul nu are standard de cost. Și ei vor să evidențieze cheltuielile. Este lucrul la care proiectantul deja a lucrat și ne le-au pus la dispoziție. Noi le trimitem mai departe la consultant după ce se aprobă hotărârea asta, proiectul ăsta de hotărâre. Bă, lei, când măsurăm podurile și drumurile astea, au făcut cadastriștii ăștia de aparate, din vremea lui domnul Fatului. Dar n-au treabă cadastriștii în condițiile astea. Aici nu vă trebuie proiectat. Cadastriștii și proiectați. Mai ales că constructul nu e același. Nu știm cine o fi constructorul. Nu e același, dar trebuie să fie același. Ba nu, proiectul este, ba da, o să fie același constructor. Când o să licideze execuția lucrării, el licidează un obiectiv, care informativ, 14 străzi plus un pod. Dar cel care asigură finanțarea, în cazul nostru, Ministerul Dezvoltării, vor să aibă la dispoziție și acolo pe masa de lucru, podul cu toate cheltuielile separat și două anexe diferite, și cu celelalte categorii de drumuri separate. Asta e. Da. Deci, de aici vorbim de actualizare HCL-ului sau dăm o nouă hotărâre. Actualizăm inventarul, iar... Nu, inventarul e altă părere. Nu face nimic. Vorbe de Anghel Saline aici. Voi nu ați încercat actualizarea inventarului. Vorbe de Anghel Saline. Am explicat cele două pentru clarificare. Deci devizul avea, exact cum a spus domnul primar, toate aceste elemente, da? Prin aprobarea celor două anexii, 2.2c, 2.2d, nu facem altceva decât să rupem acest proiect în două, da? Chiar dacă ele constructiv vor fi realizate din aceeași societate. Vor fi scoase la pachet, la licitație. Poate pe obiectiv, dar investitorul vrea să aibă, așa face parte multe planificări, documente, criterii și așa mai departe. Dacă sunt intervenți. Pentru că noi inițial ne-am aprobat decât în spatele adevărului acea anexă 2c. 2, anexa 2. Dar acum le-au departajat 2C, drumuri, 2D, drumuri. E aceeași chestie, nu se mișcă nicio cifră. O mai acord un secretar de stat, acolo se reușea să pună niște condiții. Probabil. Da. Mai ține iar 6 luni de loc. Nu e vorba de trebuie făcut treaba ca la carte, ca să nu fie probleme, că noi suntem cel care avem nevoie. Iar cel care spune condiții trebuie tot de respect, asta e logic. Nu e chestiune de ordine de timp, nu implică nicio... Nu se modifică nicio cifră. Doar alte documente în spatele altor documente. Documente peste documente, ca la români. Ok. Dacă nu sunt de acord. Dacă sunt de acord. Asta se de acord, nu? Păi cum să rămânim fără pădeți? Sau fără pădeți, numai cu drum, nu se poate. Sunt de acord. Cerul la tine, contract, nimic, nu? Mai bine. La punctul 4, dacă îmi dați voie, este vorba de actualizarea inventarului drumului ce au către domeniul public și vorba de cele drumuri capete de străzi care nu au fost introduse în inventarul domeniului public. Mă refer strada Biserica Alba, de la Biserică până la Familia Canea și drumul de pe Răzieșilor, ce se interesează cu DC-109, strada la Lupescu, sau cam așa cum da. Drumul ăla din Părâu, de la Lupescu Neculai până la DC-109, până în față la... Cum era în inventarul urmării? N-au fost cadastrate. Cadastrate, așa, da. Și acum, ca să le putem intabula, ne-am măsurat, nu știam ce să fac, nu cunoșteam ce vreți. Nu știi că cadastrele s-au grămat de paralia? Băi, fără ei nu se poate să pare, da? De și în momentul de față, ca să le putem intabula și introduce în domeniul public, trebuie hotărârea de Consiliu. Da. Deci la unul va fi caz de actualizare, pentru că avem carte funciară. Corect. Și atunci actualizăm pe toată lățimea
însemnând, și trebuie să avem în vedere și de ceva timp, avem în vedere lucrurile astea. Domeniul public, nimeni nu mai pătrunde acolo, da? De ce? Avem nevoie de teren pentru toate utilitățile, pentru asfalt, pentru rigori. Pedagurile sunt și până Corică nu se vede acolo. Și după ce facem... Chiar aici avem două suprafunderi cu două cărți funciare. Sunt și alte probleme, știți, care chiar dacă nu le spun acum, ele există tehnic. Dar s-au rezolvat. Bun. Păi, vor exista și aia, trebuie rezolvat acum. Și când concesionăm... În viitor grabului sau celor de la grație, cum am concesionat acum drum cu bine, te-aș mai fac o carte în concert după aia? Îi dai drept de servitud. Drept de servitud. Nu mă gândeam, mai trebuie să dea și la un motiv. Oricum, fiecare lucrare, fiecare lucrare, domnule, să vedem. Trebuie și plătită. Fiecare lucrare are nevoie de acele măsurători. Da. Iar noi, ca și proprietari, o să, probabil, la vremea o să ceară dreptul de acces și servitud pe zona respectivă, ca investiție să aibă loc. Mai trebuie să recunoaștem că avem o problemă, suntem deficitari la spațiu public. Așa este, toată lumea. Utilitățile, la momentul la care el au fost creat drumul ăla, nu s-o ținu cont de ceea ce înseamnă. Nu țin. Asta e școala 3 scurte. Da, nu discutăm cu casul. Da, suntem deficitari la capitolul ăsta. O să fie probleme, da? Vor găsi soluții, da? O să ne rămâne situația așa cât spațiul este. Pe domeniul privat nici nu cap îndoiala că ele poate fi realizate. Da, dacă... Dacă mai sunt întâlnit. Vreau să întreb acolo, drumulețul ăsta să devină unui pârâu sau... Da. O să muti pârâu, cum o să facă? Doar da, viitor acolo. Da, viitor acolo nu se poate o transbordare și la Țițulești acolo să facă intersecția acelei drumulețe? Cu siguranță va găsi o soluție, dar deocamdată vorbesc de modernizare, atunci să mări bărâul, ca să fie un pod, iarăși ai dat pe seama fost toate posibilitățile. Vedeți, șase mări, au rămas podul, dar este cu prețul la București, mă refer la drumul iar mare acces. Și iar vorbim despre altceva. Acum e mai simplu, despre... Nu, i-am vrut să întrebare acolo. Iar mai ești mult asta. Nu, mai gata. Lasă, domnul, privat, când ai mai tare chef, ce e lecții de 7 ani, ce acum tot ești grăbit. Dar nu-ți grăbit. Dar nu-ți grăbit. Dacă nu, o să pune la bol, să ridicăm. Să-l pierdem. Abține, contra, nimic. Pensionat, punctul 5. Proiect de hotărâre privind avizul prezenței de ședință pentru ședințe Consiliului Local de Bine, pentru la Crăm, nu trebuie să fie. Deci, a fost probabil de o întrebare pentru televiziunea exclusiv, dacă vreți să vă uitați la noi. Sunteți performantă, vă luați echipamente pentru transmisii sportive. La masă aici nu avem masă rotundă, că noi puțin trebuie să stăm pe la colț. Că ridicăm tonul să ne audă și pe noi cu nicuții, să vadă ce mai fac nicuții, nu ne auzim. Veniți și dumneavoastră cu un microfon de la difon, să-l puneți undeva, că nu ne auzim în ședința asta e ideea. Și dacă ridicăm tonul să ne audă și admiratorii noștri, care mai mult sunt puțin, zic, uite bă, ce țipă ăștia la primar? Un microfon de difon, vă înțelegeți? Haideți să trecem la proiect, domnul președinte, înainte de a trece, fiindcă e vorba de inventar, dați-mi voie să revin cu chestiunii care am mai anunțat-o în proședință și, nu știu, îmi pare, mi se pare domnul secretar nici la personal. V-am adus la cunoștință faptul că un... Penalizare, domnul președinte, telefoane trebuie închise. Scuzați. Alo, bună ziua! Transmite-mi în direct. V-am adus la cunoștință pe un drum aflat în inventarul domeniului public, cel de realizat cu fonduri. Am fi pe 1, 2, 5. Niște binevoitori v-au lăsat fără semnalizare da, și indicatoare. Da. V-a jucat nesuflă până la ședința următoare. Nu mai lungiți. Vedeți cu raport să știm și noi ce se întâmplă acolo. Și în felul ăsta trageți și niște semnale de alarmă. Nu știu dacă aceste camere de vadă de pot ajunge peste tot, dar e o investiție realizată, să știți, cu câte eforturi și este una aflată în inventarul comunității și aveți sarcina să le administrați așa cum se cuvine și să aduceți la cunoștința organelor competente orice abatere de la regulă. Așa cum ați se semnalizat faptul pe în zonă, în alte zone, să mai duc Dunării, să mai duc lucruri nefirești. Vă rog și în această situație să fiți tranșanți cu toții, de la primar până la ultimul angajat,
să luați în măsură atitudini ferme și să anunțați organele competente să se vadă ce se întâmplă acolo și cum de-au dispărut acele indicatoare. Nu vă dacă o lăsați așa, există șansa ca cei rău voitori să treacă și la alte lucruri, așa cum s-a mai întâmplat de-a lungul timpului. Dacă aduc iniții, când ai luat fratele de la pe ne-au luat din gardul de protecție de la, de la sursa de apă și alte lucruri neferești care se întâmplă cu cei rău voitori. De aceea e bine să le dați o lecție la toți cei care mai fac așa ceva sau care au de gând să mai facă niște lucruri și ferească Sfântul să rămână nesancționați, fiindcă prin darec și știți cum e, șmecherul abia așteaptă să mai să vadă când nu-i prins, ca apoi să să continui. V-a jucat tare mult, știu că este mult de treabă, dar în măsura în care timpul va veni, până la ședința următoare să ne aduceți, să prezentați un scurt raport, o informare privind stadiul parcului, ce știu, câteva etape, astfel încât se poate fi detestat cei care vă pot spune după acum, că am sesizat și noi lucrul ăsta, sau vă reduce de la poliție și în cercetare. Ați făcut sesizarea la poliție? De multă vreme, dar e de un an de zile lucrul ăsta am făcut acolo. Numai e unul. Prima dată a început cu Orbenii, cu intrarea în Orbenii, am aștecat în toate și după care mai mult, lipsesc toate. Nu au mai fost accidentate, am mai fost la mai îndreptat cu... Deci și împreună am fost. Da. Picele cu utilajele agricole le-am mai îndreptat, le-am mai pus la locul lor și așa mai departe. La un moment dat au început să dispară și pur și simplu dispară. Dar când nu trece și s-au specializat, le-au tăiat de tot, le-au ras. Ați văzut cum trebuie la acolo? Da, cu flex. Deci putem să punem mii de astea. Cu flex sau cu bonfaie. Acolo soluția ca să rezisteți fie cu totul și cu totul altă. Deci nu montez într-o zonă asta expusă semn de circulație pe partea metalică. Acolo trebuie să-i pui pe beton și cât mai sus, că n-ai cum să-i ia de mingiuri. Domnul președinte, domnul secretar, sunt niște stasuri. Nu știu chiar cum mă duc cu beton. Unde ai mai văzut? Dar nu există susținere de beton. Aduceți-vă, nu știu dacă noi deținem soluția ideală pentru acolo, dar un lucru e cert. În câmp, nesupravegheate, nepăzite. Trăim în România și am putut trăi. Dacă vă aduceți aminte, dacă nu greșesc împreună, am început podul de la Vachetul Chirice, prin 97, 98, nu mai știu când. Și au venit oameni de bună credință. Nu au luat zăbrele de la... Nu au luat extinderea aia toată? Nu luat zăbrele, dar nu am luat. Exact. Toată extinderea, unde s-au făcut reparația la capătul ăla de pod, s-au întins niște zăbrele, tot de-a zis elemente de siguranță. Totuși, lumea asta parcă mai involat. Chiar, iar au mai rămas de cei cu rădăcei, că nu sunt mulți care fac lucrurile astea, dar sunt, iată sunt. Ați deschis subiectul, mi-am adus și eu aminte, era în magazie, cu aici o oglindă, tot mă întâlnesc cu domnul Simion, din spatele terenului de sport. Bă, n-ai făcut nimic, te-ai fost viceprimar, nu mi-ai pus nici oglinda când ies în drum, accidentează ăștia. M-a să trebuia cel dată, dar domnul cu aparatul nu a fost atent. Și-o făcut autocritică. Păi cum să nu-i recunosc ce-am făcut și ce n-am făcut? Și mereu mă întâlnesc cu el prin Bacău și îmi spune, bă, nici oglinda aia nu mi-ai pus. Și aici stai colegul tău din generație, domnul primar, care ți-o promis să-i opune. Generația mea, mi se pare că... Ei, jucați la bar la discoteci, eu eram mai mic, vă cinceam și vă vedeam împreună. Spune că eu pui. Așa că tu ești la biserică, să pui la altă. Știu că nu eu pui, dar vă zic că eu pui. Da. Acolo a fost o discuție când am făcut strada aia și am rămas chiar solistă vorbind de treaba asta. Pentru că nu puteam să punem înainte de a îndrepta bine strada, că dacă intervii, după aia o gândeai nu-și mare efectul, știi? Da. Și așa, o rămas, o înghețat, după aceea nu știu ce s-a întâmplat într-un final de an. E, oglinda există, o avem pentru acolo, acolo e destinată. Dar nu mai a fost timp. Sau când mai faceți adrese către cultură, vedeți că la școala Monument Istoric, rămizile alea sunt pe acolo. Am rămas mele, le-am văzut, n-au și eu să vă duc la ghebe. Dacă vin ăștia să vă verifice Monumentul Istoric și aduc aminte de școala veche, că-i peletele spart și că rămidea nu-i pus la loc. Și imediat o să zică, pam, nu vă dăm avis. Dacă nu puneți gaura la loc. Gaura era de pe timpul tău. Oh, oh, e de pe timpul lui domnul Fantu, aia pe care 20 de ani. Ia. Și gaura mea m-a trebuit. Se cuvinte ea, nu mi-a fost trebuit. La școala veche, la zile de mă trebuit. Ți-am cu adevărat Monumentul Istoric. Băi, nu te-a trebuit să vă arăt. Pe timpul mi-au făcut, am toate greu. Ei, ați pierdut cu 10% mai puține voturi. Dar nu vă dați de voturi. Spuneam că noi le-am lăsat în ei al puteri. N-ați fost eficient. Mai păcătos. N-ați fost eficient. Dar mai înțeles, iar la sarcele de partid. Da. Nu știu, mai înțeles, dar n-ați fost eficient. În ultimul mandat, partidul nu vă instruiți bine, că
ați reușit să astupați găurile. Votorile mai după mandat pe 3 partidul nu se mai ocupă de insulin. Este o presiune care mai de zonă secretar. Mai des timp din atmosfera. Ce-o măgeară? Informator, nu? Te propun eu. Ok, domnul Timedie. Mai eu vă propuneți? Înțeleg că oricum ați rămas puțin dintre cei care n-au. Cine ia să zicem la tot cine nu mai rămas? Ca să pregătească de acum ce mai cu propunerile care trebuie să... Cine nu a fost, da? Cine nu a fost. De la preluarea mandatului. Bine, de-a venit mai tânăr, vreau să la urmă. Le-a dus Dorel și Botomei. Botomei. Și Botomei. A, dar nu tu l-ai fost? Din 2024. El se afișează prin primul. Nu a fost acum de la preluare încoace? Președinte? Nu. Niciodată nu a fost. Nu? Nu. A, și deci mai sunt trei consilieri care trebuie să închide după aia revoluție. E campanie electorală atunci. E campanie. Deci propunea e domnul Tibetiu, care trebuie să fie? Toată lumea pentru. Dar am și o propunere. Vreau să-l luăm domnul viceprimaratul în față, domnule, nu-mi place. Cu Tuma, de când era fostul viceprimar, fostul secretar de partid, la masa prezent acolo, în administrația publică, locală. Nu, să spun, de fapt, pentru care îmi vreți să dea și un raport de activitate. Eu când îi dădeam, spunea, uite ce scrie asta aici, bă. Și nu puteam să le citesc. Măcar, tu și tu își dă un raport de activitate. Ești viceprimarul nostru, de ce stai a spus? Dar din părcă, dacă nu trebuie să dau pe capul dacă scrie din fișa postului, minunat. El face extra activități pe care vrea să nu reușesc să le reenumerați. La ultima... Așa, și avem... Domnul Dan. Domnul Dan. Prezent. Am avut o solicitare din partea domnului Moral Dan Constantin, depusă și înregistrată pe data de 2 septembrie, îi dau citire, subsemnatul Moral Dan Constantin, în calitate de consilier local al Consiliului Local Orbeni, vă solicită respectuos să dispuneți. Convocarea Consiliului Local Orbeni pentru o ședință de informare de îndată extraordinară, convocarea reprezentanților locului sindic Sascut, convocarea pădurarului responsabil și cu atribuții pe raza Comunii Orbeni, convocarea unui reprezentant al Poliției din cadrul secției 5 Răcăciuni, invitație publică pentru cetățenii care doresc să participe, cât și invitație pentru societatea care difuzează ședințele Consiliului Local Orbeni, dispensă exclusiv teren. În mod evare, se arată că, având în vedere evenimentele petrecute recent, respectiv sesizarea ale cetățenilor, cât și persoane asupra unor activități ale pădurarului responsabil pe domeniul administrat de Ocolul Sindic Sascut, pe raza Comunii Orbeni, consider că activitățile acestuia par a depăși regimul civil pentru care acesta are atribuții. Voi detalia în cadrul ședinței și prin bani și eforturi. De asemenea, apropierea sezonului rece și lipsa materialelor lemnoase pentru încălzire poate să facă obiectul unei ședințe de informare publică mai urgentă. Cunosc faptul că prezenta nu poate ține loc de adăugirea unui proiect pe ordinea de zi la următoarea ședință a celei orbeni, dar, prin bunăvoință de care puteți da dovadă, s-ar putea concretiza chiar în luna imediat următoare. În ceea ce privește invitația reprezentanților Ocolului Sindic Sascut, am rugămintea să le comunicați că se dorește a prezenta un raport de activitate, o documentație care a stat la baza întregirii domeniului de administrare de pe raza Comunii Orbeni, documentații ce privesc planul de fază, securitate, incendii și altele asemenea. Ori, aceasta a fost solicitarea printr-o adresă făcută în aceeași zi, am aici dovada comunicării, atât prin fax și prin poștă. Am solicitat, am adus să primărăm la cunoștință acest document, l-am comunicat și de asemenea... Dar domnul secretar, trebuie să fac precizare, că în ziua când a apărut solicitarea la domnul consilier, eram într-o discuție cu șeful de ocol și cu șeful pazei, nu șeful de pază de la pădurii, de la Ocolul Sascut, domnul Bucur, da? Da. Am avut o discuție pe tema unor nemulțumiri legate de activitățile care cam ce s-a mai întâmplat la nivel de comună și chiar a fost adusă la cunoștință în momentul ăla. Mă refer la acest document, ca și cuprins. După care, ca să avem justificare, s-au făcut și demersuri în scrisuri către o folosire și s-a spus. Adică, practic, instituțional, de care trebuie să... Am spus prin adresă că o să le aduc la cunoștință când vom avea prima ședință din Consiliu. Și când zic de prima ședință din Consiliu, mă refer la prima ședință după primirea acestei adrese. Prima ședință a fost ședința din 15 septembrie, ședința anterioară a Consiliului Local Orbeni. Le-am spus că începând cu ora 9 avea loc ședința ordinară a Consiliului Local Orbeni, de asemenea comunicată și aceasta. Astăzi am primit acest răspuns din partea Ocolului Sindic Sascut, care ne anunță că
Marea de Sud dumneavoastră, numărul 5712, din 2 septembrie, respectiv 6006 din 13 septembrie, vă aducem la cunoștință că Fondul Forestier Național este definit la articolul 1 din Codul Civil și cuprinde totalitatea pădurilor, inclusiv cele proprietate privată. Asigurarea păzirii și integrității fondului forestier reprezintă obiectul de activitate locului Silvic Sascut, reglementat prin legislația specifică subsecventă legii 46/2008, Codul Civic. Pentru clarificări privind toate aspectele activităților desfășurate de unitatea noastră, vă stăm la dispoziție și vă invităm la sediul unității noastre la o dată convenită de comun acord. Vă mulțumim pentru înțelegere și da, vă asigurăm de sprijinul nostru. Întrebare. Curios și eu să văd acest domn nou pădurar, cum și-a permis să facă un șanț de ștrangulare a albii râului Ierben, care în anii anteriori, în 91, când vin apele pluviale, de pe versant scurt la vale, i-au de rămasat. Domnul consilier, sunteți sigur că el a făcut? Nu știu, eu întreb. Lumea zice că cu șanțul, care a conjurat pădurile la 3 km. Îi spun cine a făcut? Păi vom vedea. 3 km, dar când le spui de drumul de acces către pădure acolo, știți, la ieșirea din sat, nu au fonduri ca să reabiliteze acel drum, care are inventarul lor, se spune. Și noi nu putem să facem decât câte un gest de la să nu ne împotmolim. Doi, bariere. Domnule, înțeleg că trebuie să păzești pădurea cu șanțul, că vin ăștia, rușii de acum peste noi. Dar nici la ghebe. Sâmbăta și duminica de sute de ani, pădurea urmeni să putea intra pe jos, cu căluțul, cu căruța. Să culeagă lumea ghebe, domnule, bariere și la proprietatea privată a cetățenilor și la aia statului. Îți trei brațe de așa tăiați, pregătiți prin proprietatea privată a unui cetățean care are pădure, mai că între trailerele să-i pună repede, că ea nici nu sunt scasă. Fenomenal, nu știu așa. Chiar am ajuns să nu mai poate intra unul pentru ghebe. Adică murim de fric, e pădurea plină de greascuri. Acum trebuie să murim și de plăcerea sau de foamea unui kilogram de ghebe. Eu n-am crezut că o fi Superman, cine ăsta așa de fâșneț? Deci permite să facă chestia asta fără să informeze Consiliul Local. Că noi, Consiliul Local, gestionăm domeniul public privat al primăriei și cum lasă parcul aparat administrativ. El e primul și dacă îmi permiteți și mai mult, vă mulțumesc pentru intervenție din Consiliul. Într-adevăr, eu am făcut solicitarea pentru domnul primar. Am rugat restul de colegi să contrasemneze cererea. Bănuiesc că nu are nimeni de obiectat cu astfel de solicitare față de poporul silvic. Să ne reprezinte și nouă situații. Nu cred că aveți nimic împotrivă cu asta. Și ne așteptam la un răspuns mai profesionist, că ei sunt foarte profesioniști în ceea ce fac, că stăpânesc mult mai bine legile silvice decât noi, dar la nivelul la care suntem noi, consilieri, cetățeni, atât știm, atât putem. Dar se vede prea cu ochiul liber, suntem ultimii lăsați în voia soarței. Există aviz de la apele române pentru acel șanț transversal? Păi nu, domnul Mebă, acolo e albea. Tocmai de asta... Păi, în zona inundabilă, acolo, dacă s-a creat o ploaie torențială, cine repară drumul? Cu cât apar probleme de gen, noi ăștia mai simpli, speriați eu, ne ducem să le citim legile lor. Și atunci dăm de adevăratele probleme. Dacă eu mă duceam cu domnul Moraru sau cu alt consilier să facem o șansă în mijlocul albii, ce pățeam? Vreau să știm cine l-a făcut, că noi nu știm cine l-a făcut. Noi l-am găsit făcut. Ele sunt șanțuri făcute pe drumuri vicinale, domnul primar, nu? Eu am avut o discuție pe subiectul ăsta și cu șeful de opor și cu domnul Bucur, chiar și cu pădurarul. Ceea ce au făcut, i-au justificat cu aspectul legal, ca și fenomen de bază al pădurii. Nu l-au făcut împotriva nimănui. Bariera de care pomenește cursul albii pârâului, am rugat și chiar am insistat cu rugămintea că cel puțin ei au pus în discuție faptul că se fură și se fură din pădure. Și ca să-și apere pădurea, au găsit soluții pe care le-am găsit. Nu, mai arăt eu poze că m-a dus duminică la ei fură și acea barieră care era proprietarilor, nu știu cum dacă a fost măsurită, că erau niște roți gloase, ti s-o fură de cu cei de acolo, domnule. Adică ocolul silvic s-a scut are cheie la pădure, proprietatea cetățenilor comunei urbeni și nu să fie drumul netedit, pac, roți de căruță.
Bă, ăștia fără și tractor, vrei să rămânem de proști, pădurea plină de vreascuri și oamenii mor de frig în stat. E rușinos pentru ei. Ministerul Pădurilor, la felul și mediului. Auziți, băi, tovarășilor, la București, să nu poți să luăm ca pe timpul lui Ceaușescu o căruță de creangă? Ia-mi, domnule, bani! Nu mai marchez, că nu am făcut o succesiune. Dar e pădurea plină de creangă și omul moare de frig. Deci oamenii care s-au adresat cu acel de rugări, poate vin și întreabă la primărie, doar le uitam și cum să fac. Am chemat pădurarul Baci și au găsit toți cei care au solicitat să meargă în păduri, pentru creangă, pentru alte categorii. De pentru lemne de vânzare, se duc și m-au asigurat și oameni au confirmat că nu le-au luat niciun ban. Dincoace, noi am primit periodic, primim documente oficiale, adrese, prin care ni se face cunoscută cantitatea de masă lemnoasă care o are spre vânzare publicului, zilele când se valorifică masa lemnoasă precizată la acea adresă, era evalorificată după bunul plac. Când se aude la telefon, mâine, nu stabilesc. Se treabă, cine vine mâine după ce? Păi și cine spune să fie morală? De ce nu spune din calculația pline cu anul tău? Mați, spre exemplu, vânzare. De ce că mai am persoane deosebite și că mați asta este vânzare la eu deja și cinești? Restul habar n-are. Am auzit cu așa că la niște bodici. Am făcut datoria. Mai șmecheria acces? Punând acea informare pe site-ul primăriei și pe rețele de socializare, și eu cred că lumea a avut acces la acea informație ca să poată merge la totul. Nu cred. Băi, nu știu ce crezi. Ăsta e cum la șmecheria asta, dacă ne faci noi alea cu Plăiești, iubim cu adevărat satul, mă apuc și mă fac un identificat pe aici, mă mut din tot în sat, să văd unde dracu a venit ăsta cu drumul de la el de acasă. N-are ce căuta pe drumul, proprietate publică sau privată să facă el șanț fără avize și fără acord cu consiliul local. Și noi suntem proști aici. S-au venit prin altea. Nu, sunt informații cu primăria, au făcut acele șanț. Greșit. Sunt informații greșit. 6 milioane jumate metru cu teren de la Unești. Eu nu am acuzat, ești prima așa ceva să vină să ne aducă de la Unești, de la Românești și lemne nouă, bătrânele în satul. Asigur, adică răspund în locul celor care de fapt ar trebui să răspund la întrebare, că toate șanturile care vreți în urmă pătări, să nu vizi pe de reprezentanți locului simplu. Mă, ce bani am, mă, dar drumul ăla, ca să nu-i răspundam să ne vedem noi la un picnic sau la căruță de lemn, ești n-au luat. Ești ideal pe izlaz, nu putem coborâ în păduri, pentru că sunt alături și drumul și salatul plătă. Toate drumurile strade se poate cu șanturi. Nici prin sat nu putem intra în păduri. Sunt toate drumurile vicinale se poate. Drumurile vicinale se schimbă destinația doar cu acordul Consiliului Local, din cât îi cunosc eu. Avem o hotărâre în sensul ăsta? Eu nu știu, și dă complet contrazice, drumul nostru pe care trebuie să intervenim și la care avem dreptul să intervenim, se oprește undeva la începutul, la finalul satului. Drumul de la Coțofanul la deal, depinde și este drum forestier. Păi, și intră în niciodată, care este unde se râmă mai lus, pe partea asta, acolo nu au da? Deci este drum forestier. Iar el, ca să facă o lucrare acolo, nu știu dacă trebuie să înceară mie aprobarea. Din schimb, îi intră lui ca și atribuții și intră în sarcină, să întreține drumul și are obligații să-și păzească de pădurea. De la Marie, de la Marie, de la noi, de la urmă, să faci poate cu următoarea. El ține pădurea unui alimentar, de la barieră, nu e pădurea, nu e alimentar. Este pădurea, nu este pădurea. Nu are cum să fie. Domnul consilier, domnul consilier, cum este pădurea? Eu știu că... Păi acolo nu începe pădurea polițiului, nu a... De la început, nu este pădurea. Cât indicatoare avem noi de la ieșire din sat până la intrarea pădurei cu polul Silvii? Păi nu sunt din păduri, nu? Care păduri? Iar fiind păduri? Și ea împărțită, cum știu cui? Nu știu. Haideți să vă spun o chestie, ați ridicat mingea la fel. Domnul secretar, juridic. De la Coțofană și prima păduri, mai este un kilometru. Da. Domnule, 5 kilometri. Deci vrem să știm cine este un drum. Păduri, zic. Normal. Dar nici pădurea nu-i tot acolo lui Silviu. Normal. Nu este acolo. Dar nu sunt ascunse. Informațiile astea și uite că... Avem iertările de cotă să fie la mașină. Eu zic să nu facem o confuzie, să nu punem gaz pe foc, dacă, decât dacă trebuie. Drumul forestier se referă la regimul juridic al drumului, nu cine circulă pe el. Și care este regimul? Păi dacă este drum forestier, nu înseamnă că eu, care nu sunt forestier, n-am voie să circul pe el. Asta supus dacă se referă la forestier, se referă la statutul lui juridic. Este. Deci juridic este sub administrare
Voi știe, omul Isilvic. Ce care este obligat să-l întrebi? Pe măsură ce o porțiune din, domeniul Silvic a revenit proprietarilor particular, se punea problema ca pe acea lungime drumul respectiv să fie administrat de Consiliul Local. Numai că în felul acesta, drumul trebuia secționat. O porțiune se va întreține voi și o altă porțiune, cealaltă, la pădurea statului, cum se spune, se va întreține ei. Da. De la Ministerul Pădurilor și Mediului am primit sesizarea că ei nu sunt de acord cu fragmentarea drumului. Și că ei vor obține fonduri pentru întreținerea lui, până mare au fost rugați, îndemnați, să lăsăm tot drumul de 11,5 km în administrarea Silvicului. Deci, e în administrarea lor. Păi, nu înseamnă că nu trece problemă. Ești un proprietar, îi trebuie cu un proprietar. Drumul este în administrare, proprietarii statului român. Pe care reprezentat de Ocolul Silvic. Administrat de Ocolul Silvic. Păi da. Deci el este administrator. Nu îngrădit. Că și noi suntem administratori. De ce o spun pentru noi? Nu-i proprietatea. Este administrator. Pădurile, agențul pădurii. El face parte din ceea ce mai înseamnă statul român. Nu. O idee de la Chioran, de la Măiți. Dacă acest domn pădurar tot vrea să facă șanturi și baricade, luând o mie, acum cu subvenții, să zicem, bani pentru paza pădurii și este așa de vigilent, oare noi de ce n-am putea să-i propunem că suntem aici moștenitori câte patru frați la un hectar? Să-i numărăm un pic și lui opacii, să facem un proces verbal, că mai sunt câte 30 în fiecare lot. Și dacă desfac opacii, să băgăm pe el în șanț, că el ne fură cu tot cu șanț și noi suntem ca proști și ne fură pădurea. Ce se întâmplă? Eu demonstrez că dispar legile alea până la primăvară, le merg toate care sunt în pădure, oameni, nu mai nicio scătură. O, la tomarțieni. Decizia, dacă voi să vă spun un pic și nu vreau să fiu transformat în avocatul celor de la Ocolul Silvic, să ascult. Trebuie să înțelegeți foarte clar, să înțeleagă toată lumea că sunt din partea oamenilor. Asta au fost și nostru invitat și a pădurarul și a lui Mare Sâțu, că el m-a sunat și a reclamat o chestiune și imediat am reacționat și am chemat pădurarul aici. Și Mare Sâțu mai venit cu cineva și am discutat problema, după care am chemat șeful care se ocupă din paza pădurii, care e domnul Bucur, și după care i-am chemat pe amândoi, și pe domnul Bucur, și pe domnul inginer Nica, care e șeful de acolo, să ne informeze, să mă informeze vis-a-vis de subiectele astea neplăcute care s-au creat așa pe, în ultima vreme. Lucrul care am încercat să aflu, că interesul lor este să păzească pădurea, că deja amenințările care le-au de la cei care, mă rog, îți certați cu legea, nu vorbesc de oameni care își fac treaba cum trebuie, iar cei care au apelat, lucruri care au confirmat șeful de Ocol, de-aia eu cred că discuțiile astea nu trebuie să apese pe umerii pădurarului, că el este un simplu angajat la ceea ce înseamnă Ocolul Silvic s-a spus, iar deciziile și ceea ce se întâmplă acolo, nu, el nu-l face de capul lui. Păi și că scoabele le-a pus pădurarul, asta este scoabele? Lucru care el și el la rândul lui dă vina că l-a pus celălalt pădurar. Nu mai știu acum ce s-a întâmplat acolo și care. Nu mai să nu se înțeleagă că prima este organ de anchetă. Eu am rugat să găsim o soluție, să mediem, să-i zicem așa zisul conflict între oameni, între cei care vor să meargă în păduri, sub diversii, să-și ia creangă, să-și ia lemnele de vânzare, să aibă acces în pădure pentru cules de bureți și alte lucruri, da? Și ce mai cum e acolo. Lucru de care șeful de acolo m-a asigurat că o să se întâmple. Vine iarna, prea târziu. Ba nu vine iarna și prea târziu, pentru că deja, dacă nu știu care știți dintre voi, pe scurtă deja au avut loc vânzare de masele noastre pentru oameni. Două zile din mine. N-am auzit pe nimeni să ducă în pădure și să întoarcă din drum înapoi, că tu n-ai ce căuta. Am făcut și informațiile astea publice, ca oamenii să aibă acces mai ușor la treaba asta, recomandare care am primit-o și de la alte instituții ale statului, în cazul nostru, prefectura Bacău, înțelegeți. Mai nou, pot să informez și pe calea asta să afle și cei care urmăresc înregistrările astea, că în perioada imediat următoare, în jur de 4-500 de metri cub de lemn, scoate la vânzare și Ocolul Silvic privat, pădurare este un băiat Petru, da? Care va gestiona treaba acolo, vine o firmă, le scoate toate lemnele la drum auto și am rugat, bă, e vorba de fapt și ștergea. Nu le mai sugeți în așa fel încât să duceți lumea în eroare. Dacă am vorbit eu cu șeful de Ocol de acolo, înseamnă că știu mai bine decât ce îmi spui tu mie aici. Deci iar la vânzare și fac și ștergea în diverse cantități, iar prioritatea, și m-am asigurat că așa se va întâmpla, vor fi oamenii din Norvegia și din Scurta. În perioada următoare, iar șeful de Ocol de la Sarscot m-a asigurat că vor fi și pe ordeni vânzare. Am înțeles că pe scurt ați terminat. Da, terminat. Au fost doar câteva săptămâni la rând vânzare.
mă rog, sunt cantități mici, trebuie să înțelegem și noi că ocolul Silvic, la ora actuală, are foarte puține suprafețe în administrare. Să nu amestecăm administrarea cu pădurile private, mă refer la ce are ocolul Silvic în gestiunea lui, de unde poate exploata masele masă. Toți cei care, transportatori, care mișcă lemnul din Orben în diverse direcții, le extrag din ocolul ăsta privat. Deci nu ocolul Silvic s-a scut, o scos la vânzare și exploatarea asta merge către agenți economici. Nu. E vorba de ocolul Silvic privat, care a scos la vânzare anumite cantități, o masă mai lungă, o cantitate din masă nemasă și se duc la diverse. Unul dintre agenții economici, de la Scurta, chiar o dat la vânzare și spre, ăștia, spre privat, spre oamenii din satele Orben și Scurta. Și chiar l-au rugat, dacă poate. Unii zic, doamne, noi nu avem obiectul ăsta, noi le ducem unde le ducem, iar cel de la Scurta chiar l-a scos la vânzare și oamenii au fost mulțumiți. Aș putea să spun că mai mulțumiți de lemn decât ce au luat de la acolo să-l lix ascult. Și își șerjat și fac ce-o fi avut de la acolo în exploatare. Noi nu ne putem băga prea mult, pentru că acolo Silvic s-a ascult, nu este subordonat primării sau consiliul local. Noi putem cere rogații, putem intermedia, putem discuta, în cazul în care există neînțelegere între noi și acolo Silvic s-a ascult, putem face o sesizare către Prefectura Bacău sau către Direcția Silvică Bacău, să aducem la cunoștință de ceea ce avem noi ca interes, ca oameni să aibă lemn suficient pentru sezonul rece, trei de acces până pe drumurile lor, nu mă pot băga să le dau eu sfaturi și ce să fac și ce nu să fac în pădure, că nu-i treaba primarului. Eu am o singură grijă, ca oamenii să nu sufere nici de lemn, să nu sufere nici de alte probleme. Motiv pentru care i-am și rugat să vină și oamenii au fost receptivi, au venit, am discutat, am încercat să găsim soluții, s-au pus de comun acord. Printre ei pot să mai spun că sunt și agitatori, mă refer la în sensul negativ al cuvântului, care au tendința și dorința de a crea anumite stări în teren. Probleme. Și cred că și voi sunteți în cunoștință de cauză cu anumite lucruri pe acolo. Da. Pentru că nici la nivelul lor nu există anumite înțelegeri și... Da. Mă rog. Deci tot dintre ei. Ei fac agitație, găsesc oameni mai slabi din cer care să pun să apleacă pe subiectul ăla. Și recomand ca toate neplăcerile, ceea ce mi s-a spus și de la acolo Silvic s-a spus, care mai apar legat de pădura, legat de presupusul furtului din păduri, să fie sesizate de către, direct către acolo Silvic s-a spus. Și în felul ăsta ei au obligația de a le găsi soluția sau răspunsul la toate astea. Noi putem discuta mult și bine aici, puteți să spuneți orice se întâmplă în teren, lucrurile astea au fost discutate cu ei și trebuie dovadă că și răspunsul vine din... ca invitație, dacă e... sau, mă rog, să aibă... Domnul președinte, nu permiteți? Primăria Comunei Orbeni, în numele cetățenilor Comunei Orbeni și proprietarilor de păduri, poate face o adresă ca de la anul. Această ridicare de masă de masă să facă în august, că screci, că tăieri. Nu în octombrie, noiembrie, după ce ei și-au făcut masa de masă din pachet, cota care ei sunt obligați să o vândă. Pentru că bătrânii satului nu mai au căruță, nu mai au cald, sunt două, trei, patru mașini. Una e când aduce acasă masa de masă în august, o taie grab și o suci, și una când te duci în octombrie să aduci lemne din pădure. Discuțiile astea le avem periodic, vânzarea să se facă în momentele prielnice ale vremii. Corect. Când am trecut și după octombrie încolo, există riscul ca accesul pădurii să fie așa cum e. Dar dacă observați, nu știu acum cum vă dați ascultat, la locul cioată sau la rampă? Sorin, tu ai fără la locul cioată. La locul cioată, că da, ei nu prea da. Dar de regulă ei scot, dacă găsesc firme care să lucreze și au scos. Le au scos la drum auto. Au scos ca să nu mai, că pădurii s-a întâmplat și așa de accidente. Da. Eu pot, am transmis mereu recomandarea asta și rugămintea. Nu depinde nici de ei, depinde ce direcții primesc de la forurile superioare. Că nu acolo Silvic s-a făcut stabilește. Ei propun mai departe, domnule, anul ăsta ne trebuie ca să asigurăm la Orbeni strictul de masele noastre pentru sezonul rece, cam atâta cantitate. Dacă mai știți, cu 2-3 ani în urmă am strâns... S-a făcut raportarea aia cu 5 metri cub de degeaba, pentru că și el a scos la vânzare 300 de metri cub. După care începe să-i distribui pe oameni. Bă, vezi că mai am la acolo Silvic, la Comuna Valeseacă, vezi că mai sunt la Răcăciuni, te trimite lucruri care nu pot să trimit oamenii de la Orbeni, care nu au posibilitate să se ducă să ia lemn cine știe de unde. Singura soluție este să dea Dumnezeu să ne ajute la lucrarea asta care înseamnă cadastru general, să aibă loc odată și, în final, succesiunea să se facă gratuit,
Că se va face gratuit dacă are loc lucrarea. Nu mai dat selecate astrale. Nu se va duce niciun cetățean la un notar să-i facă succesiunea fără să rază de parare. Nu mai duceți lumea în urmă. Deci lumea urmă îmi face notarul mie acasă. Hai să nu ne trezim vorbim. Nu e adevărat. Băi, acolo se fac vorbim. Hai să nu ne trezim vorbim, dar Iurea. Păi nu ăsta e adevărat. Deci în urmă. Cum să face succesiunea se face gratuit. Citește și tu legea. Exact. Există o înțelegere. Nu o să văd eu asta. Vă implic nicio dată. Nu mai ține mortiri degeaba. Deci cei care vor beneficia de lucrările, ascultă oleac să înregistrează și nu vorbesc ca să vă aflu întreabă aici. Deci spune asta că este un oficiat. Problema e că cei beneficiari lucrărilor de cadastru general vor beneficia gratuit doar de lucrarea asta, taxa de succesiune. Asta deci în momentul în care se vor duce la notar, există o înțelegere între Agenția Națională, OCPI, da? Și Camera Notarilor Publici, unde lucrarea asta, unde contează statul român. Omul beneficiază de lucrarea asta. Asta am încercat să spun și oamenilor la întâlnirile astea. Mare lucru nu cred că am făcut, decât să informăm, să ne informăm despre tot ceea ce înseamnă acest cadastru. De asta am spus că prezența unor este necesară și este și benefic în același timp. Citește un pic de lucrările astea și ai să vezi că în 2 ani de zile de la finalizarea lucrărilor, deci în termen de 2 ani de la finalizarea lucrărilor, toată lumea beneficiază de dezbaterea de succesiune gratuit. Domnul secretar, trei explicații juridice, mi se doar. Nu o să fie așa. Și o ultimă întrebare. Dacă tot ați ridicat deci, la e vechi, ați ridicat-o la fileu. Noi avem 40 de hectare fără acte, primăria, Consiliul Local Urban, și 24. Păi unde e pădurea aia? E mea din acea pădure, dacă ai fost cu 20. Da? O primărie la ultima. A chemat 20 cu 20. Are 40 pe total primăria. A chemat o colosilic și a fost într-o cetățenilor comune la 2 milioane de metri cu pădure. N-am înțeles. 40 avem de titlu și am mai făcut cerere pentru încă 20, avem 60. 60, da? Aia cine o păzește? Că eu sunt sigur că-i curată. 40 avem acte proprietate. 20 celălalt, dar... Păi stați un pic, deci știu ce știu, 20 pe titlu de proprietate și 20 cu procesul privat de punere în posesie. Deci sunt 40 în total, pădure care există, s-a făcut amenajament pe ea, există iar încă tânără și încă nu a ajuns la maturitate să o poți exploata. E o mare problemă și cu exploatatul ăsta, că se lasă... Cum să lasă? Adică mai ești o coloție din data dată tăiată. Noi ea nu se mișcă cu ce-mi copac ca tău. Tânărul, aia de sub ian. Nu se fie tânărul. Uite-te, ești un document și vezi că nu se mișcă niciun copac de acolo. Pădure, până și în 2019 a fost cu curtea de conturi acolo să verifice, să vadă dacă s-a exploatat lemn sau nu de acolo. Și ultima întrebare vă las să-l face. După aia, la scurta firma privată a făcut tăieri pentru comerțul lor specific? Una dintre firme ce-au făcut. Vin oameni și spun, bă, ăștia de la scurta au furat pădurea cu trailerele pe drum, scurții, și-au fugit prin Cucova să iasă. Știți cumva ceva de genul? Că e posibil atunci să fie băieți informați sau deștepți să evite taxa de tăiaș. Băi, au coborât pe coama dealului, s-au dus în Cucova și-au ieșit pe la Paleasea. Noi întrebăm. Deci, discuțiile permanente, au fost ține legătura permanent cu cei de la Ocolul privat, de la, cu domnul Guguruș, care și-a ieșit Ocolul acolo. Ca să putem avea control pe tot ce înseamnă lemn, masa lemnoasă care iasă din Orbea și din Scurta, ni transmit acele autorizații din care rezultă cantitatea lemnoasă, de masă lemnoasă care părăsește Orbenii, plus denumirea societății. Nu că luat-o pe ideea, dar ce dracu, ce mai știu, am 100 de ani? Uite, dacă plantațiile agricole sunt pâinea pământului, eu am făcut 20 de milimetri cu dilem și nu dar și 9-20 de metri. Eu ți-am spus datele oficiale, nu mă îmbătăm cu apă rece. Cât au exploatat de la oameni, să vedem ce taxă de tăiat. Nu spun legal ce este, da? Legal, vorbesc. Hai să mai punem dacă legal de fapt. Puneți, avem dați. Ce-ți avem? Chestiunea cu succesiunea care echipurile unui hotărât de guvern revine acele lucrări de cadastru general și care nu va mai fi suportată de fiecare proprietar în parte. Da. Haideți să vă spun o chestie. După decesul ultimului părinte, după tata, am făcut succesiune. Mă înțelegeți, dar la notar se plătește, că așa se plătește. Mi s-a spus că în primele 6 luni nu se plătește.
ne-am dus în primele 6 luni, după moartea Moșneanu. Au inventat tot ce a fost la fel de bune o seară. O să aud, că e încă trăiește. Acum nu mai e în activitate. Mi-a spus, băi, n-ai înțeles. Nu se ia taxă pe partea nu știu care, din ea, dar în final va trebui aia, nu știu, și dar nu te costă mult, că doamnă să te-au învițat. Și nu mi-a luat unul, mi-a luat doi. Mă rog, nu, să facem comparații de cele două. Am plătit succesiunea. Am făcut-o. Avem certificat de moștenitor. Și m-am dus la acolo, Silvic, să ne marce. Știți ce mi-a răspuns? A spus că, ai, foarte bine că ați făcut succesiunea, dar știți ce n-ați făcut? Etapa următoare, partajul. De frate, după succesiunea în care stabilește masa succesională și succesorii, și o bărbă care se cuvine fiecăruia, urmează partajul. Și acum aia, trebuie, fiecare topul la fiecare bucățică, o acțiune, fie la notar, dacă nu în instanță, dacă nu ne pricep, nu ne înțelegem, la fiecare bucățică ce ne revine, ca și succesor. Iar după succesiunea pe care le-o pune spitalul oamenilor, urmează partea cea mai dificilă de care nu amintește nimeni și e păcat că nu spunem, că dăm doar frânturi de adevăr. Iar după succesiune trebuie să facă vieții oameni partajul, care va fi făcut fie la notar, fie în instanță, și abia atunci devii proprietar. Pe normal, eu nu pot să fac fiecare bucățică în parte. Fiecare bucățică în parte, pentru care tot cu carte funcțională și cu aia mergem la notar sau la frânturi, la instanță, ești plătează de fiecare instanță. Și abia după ce devii proprietar, deci, atenție, după succesiune, nu se mai pune timp de zile, după succesiune, îți fac partajul, frate. Spuneți oamenii până acasă, nu mai umblăm de lucru. Umblăm cu jumătăți, nu e nimic. Veți avea mare decepție, pentru că omul așteaptă. Ce aștepta la ședința de cadastru general? Să le spuneți că odată trecută măsurătoarea, ăla cu chitanță de unde va fi proprietar. Dezamăgerea. Pentru că n-am fost și eu la ședința aia. Așa a fost mare. Eu mă înțeles că, de fapt, lucrarea asta nu l-a ajutat nimic. Nu te duce să-mi iei o întrebare. Nu ajută pe cel care nu e nevoie. Domnul președinte, dacă 5% sunt de regulă, asta nu se aplică de făcut lucrare. Domnul președinte, pe care... Toată lumea pe chitanțele de mână, doar nu știu scrisuri, care... Spre mergătoare finalizării actelor în altceva notariat. Vă-ați dat chita asta de mână rezolvă problema. Ce poți? Vă-ați dat chita asta de mână. Domnul președinte, m-am dus aici la pe părți 10 lucruri. O întrebare acestui cadastru miraculos, sistematic, care vine și va pune în proprietate pe toți proprietarii care au fost cu urși în posesie. Așa se spune. Domnul primar, taci când ai din vremea mea tale, nu-ți vreau să vă opresc. Mulțumesc, vă scuzați. Cei care nu au primit pământul, din vari motive, că au fost la serviciu și când comisia măsurată, n-au ajuns la revedere, dar au la registru agricol. De ce nu educăm acești oameni să vină către comisia locală, să le depună din nou cerere, să le se facă dreptate după 30 de ani? Dar când se va pune cerere? Păi acum, pentru că dacă el a fost cu cerere către comisia locală de aplicare a legii funcția, măsurătoarea s-a făcut cu prăjina, cu găina și cu țigla de vin, el când își va mai recupera conformațiilor de la registru agricol și de la Arhivele Naționale, unde demonstrează că el a avut pământ în Tanaucol, despre exemplu. Niciodată. Adică ăsta nu are și nu mai ia pământul niciodată. Iar cei care nu au pus niciodată pământ pe raza cum i-or pe, l-o să vândut. Din păcate și murit. Cred că nu l-a luat cu ei. Știți la cine vreau să mă refer. O explicație. Ăla care așteaptă și tot cere și tot cere și noi se dă cu argumente. Figurează la registrul agricol 5962. Și nu l-a luat. Adică uitați ce zice domnul Moraru. Ia cu copța. Eu am dus cu oameni săraci 91 până acum copța. Vorbind de păduri, sunt o grămadă de fișii tehnice care nici acum nu s-au transformat în titluri la ISRTV Suceava. Nu știe nimeni, ok, spun lucrul ăsta, vine cadastru sistematic, au șansa să transforme în titluri de proprietate. Vorbesc de toate documentațiile făcute, probabil, din doamna Iroft, undeva la nivelul anului 2003-2004, până să apară legea 247 în 2005. Și sunt mulți oameni din Orbei care au fișiile tehnice blocate acolo pentru că nu au anexat acel cadastru. Ei vor fi salvați de actuarea măsurătoare. 2. Vorbim de grosul titlurilor de proprietate liberate în comuna Orbei, care personal, cred că undeva 90% din ele, trebuie să corectate.
Eu am senzația prindeva că la cum stăm noi cu actele la Orbeni vis-a-vis de pădurii, strict de pădurii, pădurea noastră ar trebui să intre într-o conservare perfectă nici de 10 ani de acum încolo. Raportat la exigențele silvicului, că îți cere și dezbatere, și partaj, și dezmembrare, și tot îți cere. Oriunde suntem noi, ca să ne ridicăm la exigențele astea, în toți anii ăștia, până ajungem noi la nivelul ăla, pădurea noastră ar trebui să fie în conservare. Mai mult decât atât, mai este înconjurat din șanțuri, din meterezii, din ce-o fi acolo. Deci dacă îți vorbim de păduri, cadastrul sistematic va clarifica multe lucruri, dar cadastrul sistematic nu o să-ți facă, spre exemplu, da? A bun acum jos. Este conservat, domnul secretar, este conservat, este dus foarte bine, este dus corect, la țară. S-a dus de zaură. Terenul de acolo e conservat. Terenul care folosiți terenul de conservare, spus de mine, de mine, dumneavoastră, care știți realitatea din teren. Pădurea nu se dă niciodată și cu variantă. Domnul secretar, terenul de agricole nu le conservă nimeni, le are cine poate și ne vrea. Bun. Celor care nu au fost în poziție. 2022, când începem cadastrul sistematic, nu mai face nici dracu, pe românești vorbind, da? Adică și dacă eu am problematic, am pămâșul ăsta. Dați-o leacă, da? Da. Fiecare lege a avut niște termeni. Nu le-ai respectat, la revedere. Da? Scurt, pe românești. Dacă sunt termenii din 2005 respectate și ne pus în posesie, ce facem? Asta e altă discuție. Pe cine se făcă? În primăria, primarul sau secretar? Este altă discuție. Sau comisia locală de aplicarea legilor fondului funciar. Că ați fost pe cala serviciu, nu ați fost în ziua cu scopul măsurătoarea, nu-i problema mea asta. Corect. Să era Dumnezeu să fi fost în termenul de punerea cererii. Sunt cererii. Sunt cererii. Altfel. E posibil ca în lipsa dumneavoastră, în timp ce se apla la serviciu, deja terenul să fi fost lăsat. Și din dumneavoastră, după 14 ani, nu știu eu. Deci trebuie să rețineți un aspect legat de cadastrul ăsta în general, ca să nu tulburăm lumea. Tot ce este validat, tot ce a fost pus în posesie, se va regăsi în ceea ce înseamnă lucrarea de cadastru general. Singura problemă unde vor fi semne de întrebare sunt suprafețele de terenuri care nu au fost nici validate. Acele rezerve de teren, în cazul în care se vor constitui, vor fi redate celor care sunt drept să le primească. Dacă au făcut cereri. Cu siguranță sunt destui oameni care așteaptă să-și primească terenul cu cereri făcute în termenul legal. Nu mă refer la cele care depunează, ca să nu-și mai obiectul discuției. Deci, odată ce se face cadastru general, se va afla tot pământul care este pus la dispoziția oamenilor cu documente, documente care înseamnă eliberare de titlul de proprietate, cei care n-au titlul de proprietate și au lucrarea validată și au fost puși în posesie, nu trebuie să-și facă griji, chiar dacă nu stăpânesc terenul și îl vor regăsi acolo unde au fost puși în posesie. Pentru că acum o să lucreze ca la carte și singura șansă și singura speranță ca o parte din lucru să se îndrepte. Alte măsurători, nu știu dacă mai pot face altceva. O să fie o lucrare foarte grea care va găsi răspunsuri la multe întrebări. Cei care n-au fost puși în posesie și au făcut solicitări. Dacă au documente și vor exista, cu siguranță vor exista, cum îi zice, rezerve, adică suprafețe de teren care se găsesc cu oameni care nu au niciun drept acolo, da? Corect. Ei, oamenii aceia cu toată plăcerea și cu toată dragostea, chiar dacă au știut de proprietate, vor fi, care vor fi acționați în judecată, care vor fi depozitați și lucru de care vor beneficia cei care sunt în drept, fie ce să fie. Că mulți dintre cei care au din proprietate nu trebuie să ne ascundem după deget. Și l-au obținut pe diverse căi. S-au grăbit, că au știut el să pună la depost sfătuiți de unul sau de altul. Iar oamenii cu bun simț, care și astăzi așteaptă răspuns la o cerere, au zis, bă, trebuie să facă și mie odată și odată. Are primele titluri, dacă timp să primele titluri, stai seama. Titluri, da, nu mai discutăm. O să mai supărăm pe unii, o să mai bucurăm pe alții, asta e treaba. În toată perioada asta și în toată discuția asta, nimeni nu a vorbit și de mari proprietari. Păi da, nu eram să zic că sunt de voi? Care, în decursul celor 30 de ani, unii dintre eu a intrat și în posesia unor hotărâri judecătorești. Așa e, după 30 de ani zic. Care, domnul Tudor, ne execută din iar venia. Domnul secretar, spuneți cu ocazia asta, vă mulțumim că ați ridicat-o la Chileu, care este stadiul de procedare? Primărie? Care este stadiul Ion Popa? Care este stadiul Negri? Care este stadiul boierilor noștri care trebuia să avem prin 3 statui? Cu 3 sferturi din ceea ce ani, spus, pământul. Cu 3 sferturi din ceea ce a spus, ce a spus dumneavoastră, suntem în instanță, dar în diversi relații și conjuncturi cu diverse familii pe care le avem picat. Adică, chiar dacă suntem în instanță cu unii, avem o relație corectă și normală și vedem și noi cum le evoluează într-un sens normal. Și au înțeles că nu a fost cineva atât de răuvoitor în care pur și simplu nu a vrut, dar sunt și cazuri unde oamenii au tras concluzia asta, pentru că au avut indicii în sensul ăsta. Lasă un moment.
să fii primar și secretar la acest moment. Sper să nu fugiți, rezolvați contul cu ce ar fi mai aplicat. Vă lăsăm. Puteam să închid gura cuiva, să spună ce ar fi spus? Nu, dar eu doar așteptam concluzii finală a dumneavoastră asupra ce măi, eu... Efectiv, eu dumneavoastră v-am solicitat aspecte... Domnul Dan, cred că ai fost și tu... Ești trimis acolo. ...și ascultat. Cred că am făcut tot ce îmi stă în putere vis-a-vis de aspectul legal. Nu pot forța nota într-o altă direcție. Ca relația dintre Ocolul Silvic și noi, Consiliul Local, vă spun treaba asta, să fie una, zic eu, productivă și nu împotriva noastră. Și noi am primit răspunsul astfel, sincer, ne așteptam să fie data de 15 cineva de la Ocolul Silvic, dar nu toată echipa, să fie prezentă. N-au dat curs. Și azi ne-am găsit cu răspunsul ăsta. Zic și mie, cum aș putea reacționa eu sau ce ar trebui să fac? Vreau să știu dacă este normal ca noi, cetățenii, cu toții... Televiziunea vă leacă și pe noi aici, că și noi suntem opoziția. Da, sunt dreapte. Păi, dar schimbați lumea, domnul Moraru, că nu se știe cine vorbește. Sunteți observați, dar nu, dar așa e o discuție publică în mijloc. Eu nu știu. Este normal să știm care este drumul forestier, care este drumul vecinal, care este limita proprietății private, limita proprietății publice. Din partea celor de la Ocolul Silvic să aflăm, domnule, vom pune indicatoare peste un an, 2, 3, 5. Eu unul nu știu, chiar dacă sunt născut aici. Unul spune într-un fel că vezi că de aici până aici e hotarul, de aici până acolo ar fi. Dar dacă ești proprietate, ești administrat. Noi suntem, ca și Consiliul Local, suntem și noi administratori pe niște suprafețe. Nu le știm. Nici nu le vedem pe drum. Este normal să le vedem sau nu ești normal? La ieșirea din sat, intrăm pe un drum forestier cu regim de circulație publică sau nu? Este cu regim de circulație publică, nu poate fi închis drumul ăla, pentru că este acces către proprietăți private și nu mai... Foarte bine și la undeva întâlnim o barieră cu lacăt care trebuie să fie aprobată conform unui regim de circulație publică. Apropo de barieră, vorbim de bariera care este undeva la intrarea în pădure. Exact. Nu-i mai jos. Exact. E, acolo zice că bariera aia a fost plantată, montată, pusă sub regim silvic. Deci nu cum că care au trebuit să cam sunt caz obiectul ăsta. Dumneavoastră ați fost acolo. Exact. Ce ați văzut acolo? Un barier, ce să fie, ce poți? Un fier. Mă rog, barier, eu îi spun barier. Și barierul cu fier. Dacă nu am de trebuie să ne-a fost problema. De unde trec acolo să rezolvă problema? Cine ar cheie? Domnul consilier, nu înțelegeți că acolo Silvic n-are interes să delimiteze pădurea cu indicatoare. Păi n-are interes să cheie. De cea publică și cea privată. Dar nu avem interes să ne rezolvăm problemele. Nu cumva să intrăm noi în pădurile aia când ne arestează. Dacă ei nu mai vede nimeni când ne fără. Dacă n-au fost... Păi nu-i vede nimeni când ne fără. Dacă n-au fost bariera și au rămas oameni în pădurii. După închiepe s-au alte pătiri. Și-au stat la bariere toată noaptea. Asta au rezolvat-o într-un fel la mult. Nu s-au gândit să o lumini și nu adică așa. Bun, e bună bariera în pădurea hoților. Dar pentru oameni cine, la oameni cine sunt oamenii. Haideți să vă mai spun una și mai rămânită, care am ascultat-o și parcă nu bine a crede. Că accesul în pădurii, chiar și la Buriez, chiar da, și la Buriez, este interzis. Dacă noi am fost ieri... Mai, noi urmă, n-am zis de eu am fost autorizat și trebuie taxi ca trec pe acolo și bariera era închisă și a sunat la domnul pentru că nu poate să vină, că stă cu copilul. Și o să fie acolo și o să fie. Sunt obligat să vă spun dumneavoastră ceea ce se întâmplă ca așa aspect legal, nu părerea mea. Părerea mea că ar trebui să fie toate legile de acolo normal. Păi și cine a ales cu ăștia care facă o lege noi? Noi suntem de vină. Ca și aspect legal, eu mai cred că acea bariere. Este pus. De ce am făcut o invitație oficială către domnul șef de Ocol, care este responsabil la tot ceea ce face domnul pădurar pe zonă și nu pădurarul. Păi ce spuneam mai pădurile? Cel care este amendat și sancționat va fi șeful de Ocol și nu pădurarul. Adică dacă ai acțiuni... Pădurarul dă demisia dacă să scape. I-a chemat în fața noastră să ne explice de ce a pus acea barieră, să nu se furi, să nu se intri, sau să nu se facă nuntă în mijlocul pădurii, cu foc deschis în păduri. Îl aștept pe domnul pădurar pentru că i-a arătat aici. Cum dansau în mijlocul cea omului în mijlocul pădurii. Da, ei au voie și noi nu. Nuntă! Nuntă cu boxele la 1.20. Aici ar trebui să fie mai flexibil. Dincolo de aspectele noastre jucăușe,
Sunt chestiuni diverse. Domnule, pentru că dacă n-au auzit să trate că s-a întâmplat la Valeriu împotriva hoților. Dar vom avea ce se zicea pe doar. Ia să vă spun la scurt, la greu. S-a fost Valeriu, de cazul n-a ce s-a fost toată. Avea oameni scobare cu oameni, de gheata, de alături. Și-au găsit la urmă, la greșea Valeriu. Negrijând că în zonă mai sunt știre la agricol. S-au zis că rezolvă ei, că fac, chic, că lasă, cheia, la un om cunoscut. N-au rezolvat treaba. Și-au rămas tot așa, oată. E, dar bariera poate să fie scoasă. Bariera poate să fie scoasă. Băi,